De-abia m-am trezit din somn, vorba aia. Mă ustură ochii. Te ustură? De ce? Cred că de la lumină sau așa mai știu. Cine știe? Am fost la verificat și nimic. Sunt bun, bun. Ești țiplă? Trebuie să facem asta așa, să-ți fie mai la... Către mustață, pe mine mustața mă interesează. Am început, bine ați venit la un nou material podcast, de data asta cu Adrian Mihai. Probabil că se așteptau să vină Iohannis. În sfârșit, pentru mine Adrian este un constructor de lucruri custom. Este foarte pasionat de secțiunea asta de care vorbim noi aici, mașini modificate. Și o să vorbim de-a lungul a unei ore și 30 de minute, încercăm să ne încadrăm, despre toate problemele și lucrurile și fabricarea și așa mai departe. De lucruri custom și nu numai, dar înainte aș vrea să le mulțumesc celor de la OMV pentru că ne susțin în materialele noastre de tip podcast și noi le filmăm în stațiile OMV, că așa am crescut. Eu așa am crescut, mă întâlneam în OMV, stăteam, mâncam salată de aia italiană cu și cartofi prăjiți cu... A? Și acum te întâlnești tot în OMV. Și acum doar mai mănânc, că nu mai am timp, dar mănânc sandwich-ul ăla de la Schnitzel Pita, care e bombă, cafeaua este extraordinară, scrie pe ușă, împinge, dar e greu. Cu cititul. N-are nimic, scrie pe ea. Cere ușa. N-are nimic, scrie pe ea, împinge. Bun, trecând peste partea de început și de acomodare aici între noi și cu voi și cu tot ce înseamnă decor, m-am spus la Adrian, care e pasionat de mașini. De când ești, Adrian, e pasionat de mașini? Oare? De când? De când am avut prima mașină. Destul de târziu că mi-am... Am picat prima dată examenul, okay. La 18 ani. De permis, zici? De permis, da. Ok. Aveam mașină între timp, aveam un cadet, break. Ah, șmecher. Da. Și... De la cum am avut eu break? Da, da. Cadet E. Știi că e unul șmecher, mii de cai, tot așa, un break. Făcut culoarea mea, uriu, cu 4x4. În sfârșit nu contează. Da, bun, cadet break, nu contează. Și mergeam cu el fără permis, că așa erau vremurile. Da. Și mă rog, am luat pe la vreo 20 de ani permisul. A, deci tu de la 18 până la 20 ai zis, pa, dacă nu l-am luat... Da, mai merg așa. Mai merg un pic așa să mai fac experiență. Da, mă, greșelile am făcut toți, asta nu înseamnă că e un lucru bun. Nu, normal. Și următoarea mașină a fost un Opel Calibra, că na, era, deja evoluam. De la cadet la Calibra, trecerea era... Asta se întâmplă acum câți ani? Băi, nu mai știu să spun. Păi, să zicem, câți ani ai tu acum? Ani, am 38. Deci să zicem 20 de ani, da. Grosomodo, acum 20 de ani. 20 de ani. Și acum 30 de ani Opel chiar făcea performanță. Adică, știi că era o mașină foarte mișto și e în continuare îmi place, nu știu dacă mi-aș mai lua, dar mi se părea tare la vremea respectivă, cu dotările pe care le avea, cum mergea, cum se simțea pe autostradă, nu știu dacă știi, dar autostrada pe vremea aia nu era ca acum, era una, erau două de fapt, era Pitești. A1 și A2, iar pe A2, nu știu, cred că erau 10 mașini toată autostrada. Și țin minte că... Mergeam cu 240. Cât ducea bordul ăsta, mergeam... Imagina fiind 2016 valve, 150 de cai. Nu, era o valve. O valve? Asta de care vorbesc. Aerodinamica, tati. Aerodinamica. Da, a ajutat foarte tare aerodinamica da, și... Da, contează. Următoarea a fost una 16 valve, aia pe care cred că o și știi, aia portocalie. O știu din poze, cumva. O știi că m-ai și contestat pe la Wills Arena ceva. Ce te-am contestat? Nu, știu, ziceai tu că era urâtă. Era urâtă, dar eu când... Ți-am mai spus, ți-am mai povestit de ea. Când m-am apucat de ea, așa era moda, cu fibre, cu evazări, cu whatever. Bine, s-a întors între timp, oarecum da, mă, moda. Nu. Acum, na, gustul. Dar până am terminat-o, nu se mai purta, înțelegi? Adică era păi cumva timp depășit. Ai terminat? Nu, știu, a durat vreo 3 ani, cred. 3 ani, ok. Eu pe aia am învățat meserie și așa m-am apucat și așa am ajuns în domeniu cu mașinile. Pe ce făceai înainte? Băi, am lucrat de toate, de la vorba unui prieten, în afară de popă și drac, am fost de toate. Ok. Vânzător, agent bun, imobiliar. Stai puțin, când ai avut mașina, ce erai tu? Eram vânzător. Vânzător, ok, da. Bun. Și din vânzător, ce ai zis? Bă, stai mă, așa că iau aparatul ăsta de sudură, că trebuie să-mi fac ceva la mașină. Din sărăcie m-am apucat de... Lasă că din sărăcie am făcut toți. Știți, ai zis că mi-a zis un băiat odată, m-a văzut cu Toyota și cu rulota, știi? Și a zis, bine, un băiat, nu era băiat, era mai în vârstă, să zic așa. Și zice, mamă, ce tare e, ce combinație ai făcut aici, ce bine se vede. Și zic, dacă aveam bani, nu mai făceam nimic, da, luam una stoc. N-am. Așa, bun, din sărăcie... M-am apucat să o repar pentru că știam problemele pe care le-a avut cealaltă, pe care am și răsturnat-o, că așa am descoperit ce probleme avea. Tot ale tinereții valori.
Am avut piciorul rupt din accident cu ea, cu asta prima, în Ovalve. Și pentru că stăteam acasă, efectiv, nu mai lucram, că nu puteam. Vreo 3 luni am stat acasă. Într-un picior așa și un tâc și un tâc, m-am apucat să o dezmembrez, să văd ce pot să mai recuperez de pe ea și așa mai departe. Știam clar că următoarea o să fie tot calibra, pentru că a și rezistat impactului, a fost destul de violent. Te-a convins. Așa m-a convins. Și când am luat-o pe următoarea, zic, băi, stai să o repar, că știam, adică văzusem ce rugină avea aia în bodean, lângeroane și așa mai departe, să mă apuc eu să o bibilesc. Și mi-am luat prima aparat de sudură. La vremea respectivă, informațiile nu erau foarte multe, adică... Erau forumurile la putere, erau forumurile, nu era... forumurile, da, YouTube-ul foarte zicem. Slab. YouTube-ul, adică da. Nu prea găseai chestii. Nu făceau oameni YouTube pe vremea. Și a trebuit să învăț the hard way, adică vedeam ce nu e în regulă, mai reglam, mai repetam, mai... Vorba aia, mă uitam la unii cum sudau țepi sub apă, eu nu puteam sudez două table între ele. Din frustrare am tot insistat ca să-mi iasă mai bine și cu timpul a ieșit, dar asta în an de zile. Ok. Ei, și în timpul ăsta niște prieteni de-ai mei care erau și colegi de club la momentul respectiv, eram într-un club de ăsta de calibre, au zis, băi, noi ne facem service auto, nu vrei să vii tinichigiul la noi? Zic, bă, nu știu, eu sunt vânzător, n-am eu de-astea să stau eu acum să fac tinichigirie, nu știu în primul rând, că ce mi-am făcut pentru mine, mi-am făcut pentru mine. Nu, că vine-o, că lasă că am văzut noi ce știi să faci și te descurci. Bine, boss. Am stabilit salarii, m-am dus, m-am angajat la ei. Partea bună a fost că ei au preluat cumva un service care era destul de dotat. Ok. Aveau și scule, aveau și know-how, adică aveau documentație, mm-hmm. Îți arăta, ei nici ei nu știau că de-abia se apucaseră. Dar aveau documentația. Aveau un nomenclator, aveai exact. Cum să faci și te uitai de acolo și na. Și am învățat acolo tinichigerie, tot așa, de unul singur. Și na, am continuat câțiva ani. Ok. Am mai schimbat serviciul între timp, ne-am certat, în fine. Suntem prieteni buni, mai stai. Da. Și după aia am început să sudez TIG, nu mai știu acum câți ani, să fie vreo 8, cred. Da, cred că vreo 8 ani. Tot așa, frustrări maxime, era total diferită sudura MIG-MAG de TIG. Ok. Stăteam noaptea și la atelier și tot încercam pe diverse țevi și diverse setup-uri și diverse reglaje și așa mai departe. Dar între timp, cum să zic, mai evoluase puțin tehnologia, internetul și așa mai departe. Aveai... Și aveam de unde să mă inspir și să... Okay. Tot greșind, înțelegeam și ce explică alții care explicau cum trebuie să faci. Și îți dădeai seama ce ai făcut tu greșit? Da. Okay. Și uite așa am ajuns să fac lucrurile astea. M-a pasionat, cred că dintotdeauna... M-au pasionat lucrurile mecanice, nu neapărat mașinile, știi? Okay. Tot ce înseamnă... Da. Mai repar și prin casă chestii, o chiuvetă, o perete. Da, da. Bine, asta cu tencuiela nu prea miese. Arunc cu mistria aia pe perete și cade jos tot. Mai ai de exersat. Nu vreau. Te faci tu grav. Sunt bani buni și acolo, nu e... Sunt, da. În meseriile acum, în vremea noastră, nu mai sunt cum erau pe vremuri, știi? Ce ești, mă, sudor, știi? Sau ce ești, da, mă, zugrav, ce în ce mai puțin zugrav, știi? Oameni care lucrează cu mâna și fac lucruri și manual. Și zugravii, da. Și sudorii pleacă dimineața, dar da, câștigă bani mulți și eu tot timpul le-am zis oamenilor să facă ce le place. Spuneți că tu ai ajuns în chestia asta pentru că exact, ți-a plăcut, asta vreau să spun, știi, că... și ai descoperit, știi? Cum să spun, în momentul în care îți place ceva, automat ești curios și automat vrei să înveți să tu pentru tine, că vrei și dacă ești frizer, gropar, habar n-am, poți să fii gropar la cimitir, înțelegi? Da. Bă, dacă faci meseria asta din pasiune și o faci bine, poți să trăiești foarte bine din asta, adică poți să devii cel mai tare gropar, exact, să vrea toată lumea să se îngroape la tine, că tu ai tu... Ce râzi, mă, frate, mă? Incredibil, da. Și de asta zic, eu mă bucur cumva că am ajuns în punctul ăsta și că frizerii și sudorii și, așa poate să, au putut și ei să evolueze, să devină, nu știu, designeri. Să, uite, e băiatul ăla, Nakai Makasan, de taie mașinile cu flexul și pune ele, trage cu degetul masticul de parbriz pe cheder. Așa se face, adică așa eu, se face. Oamenii îl contestă. Așa se face. Dar asta e realitatea din spatele camerelor. Oamenii l-au contestat la început. Da, pentru că toți avem impresia că ce apare pe Discovery sau nu știu în ce clipulețe
mega bichisite, când se fac mașinile, apare tot așa pe mașină și da, e totul minunat. E totul frumos. Nu, nu e, da. Partea din spate e urâtă, partea din service iarăși este urâtă. Important este ca produsul final să arate bine, să fie totul frumos, cursiv și așa mai departe. Da. Băiatul ăla dintr-un, ce să-i spunem lui Tinichigiu, fabricator de fibră. Ce, cum cred că fibrar. Fibrar, da. Să zicem fibrar, fibrar montator. Înțelegi? Deci băiatul ăla fibrar montator a ajuns să stea pe câteva sute de mii de euro, cred, iar el l-a saltea așa frumos, da, da, da. Pentru că a făcut un kit de fibră și l-a vândut în toată lumea și a zis, tocmai ca lucrurile să arate bine și tocmai pentru că eu am experiență și știu ce înseamnă să montez niște piese de fibră pe mașină, făcute ele chiar de o firmă consacrată sau de un nagică în garaj. De multe ori e și conjunctura de așa natură care te ajută să evoluezi. Pentru că, uite, spre exemplu, eu am marele ghinion, cred. Nu știu să mă promovez, frate, și nu știu să profit de treaba asta cu internetul și cu TikTok-ul. Aici eu ți-am mai spus și le mai spun oamenilor că, în general, din 2008, de acolo, de când a venit prima criză, da? Și au început să dea oameni afară, că am zis noi, lasă-mă că nu am nevoie de trei. Fac și eu, ce făcea ăla, mă, trei postări pe net și două de alea? Hai, mă, că le fac eu, nu neapărat că aveai ceva cu ăla. Nu mai puteai să-l plătești sau, sau restructura lucrurile, înțelegi? Și eu le spun tuturor, băi, nene, un meseriaș bun nu înseamnă și un om de marketing bun sau un afacerist bun. Nici nu, înțelegi? Bine, noi românii avem și impresia asta că trebuie să știm să le facem pe toate și nu e așa, adică fiecare adică, cu meseria, știi? Lui. Ok, poți să încerci cu un băiat, puști și așa mai departe, pe care să-l plătești cu niște sume, să vezi dacă îți convine, să vezi ce se întâmplă, să vezi care ți-e turnover-ul, ce-ți vine de acolo, ce-ți, știi? Că, iarăși, intrăm în discuții de service, eu mai am o vorbă. Câți oameni vin aici pentru că ești tu meseriaș și câți oameni vin pentru că e serviciul? Că mulți care vin, bă, mă duc la reprezentanță pentru că e reprezentanță, nu că lucrează acolo Adrian. Da. Alții sunt, mă duc la reprezentanța cu tare, mie nu-mi place la reprezentanță, dar lucrează Adrian acolo și mă duc că știu că Adrian face cu simț de răspundere, știi? Da. E foarte complicat cu oamenii, e foarte complicat mai ales când vine vorba de custom. Aici vreau să ajung cu subiectul. Da, 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 da. Aici vreau să ajung cu subiectul pentru că când e vorba de custom, din punctul meu de vedere, este vorba de faptul că eu vin la tine, da? Pentru că am niște motive pentru care vin la tine, că lucrezi bine, că ai gust la ceea ce faci. Că lucrezi repede, că lucrezi ieftin, că lucrezi... Am niște motive, înțelegi? Și atunci, când eu vin și zic, Adriane, fă-mi o bară de off-road, o vreau așa, să arate așa, tu mi-o faci așa cum e. Sau, vreau o bară de off-road, n-am inspirație, fă-mi tu cum vrei. Am avut cazuri, da. Păi, și oamenii au fost foarte mulțumiți. Da, da. Și de obicei ăștia sunt clienții de preferat, știi? Pentru că atunci când îți vine un client care știe ce vrea, în primul rând te încurcă pe tine, că de multe ori tehnic nu se pupă ce vrea el cu ce poți tu să faci sau ce permite mașina să faci. Da. Și atunci din start ai o problemă. Pe lângă asta, oamenii care știu ei. Cred ei că știu, poate. Cred ei că știu, pentru că au văzut ei pe internet sau așa. Da. E greu să-i convingi că nu e așa și te lovești de problema asta și dacă nu faci ca ei, domne, nu ești capabil sau nu știu, nu-mi respect cerințele sau știu. Oamenii sunt fel și chip și cred dar ce vor ei. Dar în general reușești să-i faci să înțeleagă, adică poți să te înțelegi cu ei, să ajungi într-un punct comun, știi? Eu am văzut, deci tu ți-ai făcut Calibra, după Calibra ți-ai făcut Ascona, nu? După Calibra, da, cred că. Ți-ai făcut Ascona, care Ascona era toată tinichigeria făcută, vopsită. Toată tinichigeria am făcut-o, cred că în 2 ani de zile, pentru că greu am găsit piese. Unele piese merită să le faci de la zero, din tablă, ciocan și așa mai departe, dar unele nu și atunci, adică cum nu știu, e podeaua, lonjeroane... Poți să faci improvizații, poate, dar am preferat să nu, știi? Trebuie să și merite și rezultatul să fie bun. Și, bineînțeles, lucram peste program la ea și a fost destul de complicat din punctul ăsta de vedere. Pregătitul de vopsit mi l-am făcut singur, apropo de românul e bun la toate, pentru că m-am lovit de pregătitori care pur și simplu nu făceau cum le spuneam și atunci m-am supărat și zic, lasă că fac eu. Păi aici l-a pregătit două discuții mari și clare. Una, șlefuiești cu apă sau fără? Înțelegi? Adică eu spun din experiența serviciului. La vremea nici nu cred că se concepea să șlefuiești fără apă. Eu spun din experiența serviciului pentru că eu, nefiind de meserie, habar n-aveam, am angajat niște oameni care erau meseriași și care fiecare meseriaș vine cu modul lui de lucru pe care el îl consideră corect.
sau poate nu-l consideră corect, dar îl consideră mai ușor de făcut pentru el. Da. Eu, neavând cum să-l contest, pentru că n-aveam nicio meserie în spate, nicio experiență, am lucrat cum au lucrat fiecare, știi? Și atunci aici l-aș lefuit, cum le spun eu oamenilor la ulei, dom'le, cum verifici dacă mecanicul tău e un mecanic care cunoaște niște noțiuni simple la ulei? Păi cum? Păi uite, întreabă-l, când scoți uleiul la schimb, la 5.000, că acum toată lumea schimbă uleiul la 5.000. Mai repede și facem la 1.000. Facem la 100 de kilometri, mă, ca să țină mașina. Deci când schimbi uleiul, dacă uleiul este murdar, este un ulei bun sau este un ulei prost? Dacă mecanicul spune că uleiul e prost, înseamnă că și el e la fel ca uleiul. Da. Și atunci puteți să verificați. Asta cu uleiul murdar, uleiul trebuie să fie murdar pentru că înseamnă că și face treaba și curăță. Aditivul din ulei care este pe post de detergent pentru a curăța depunerile din motor își face treaba și scoate mizeria din motor. E bine. Dacă scoateți uleiul la 5.000, 7.000, 15.000 când schimbați voi uleiul și e curat, înseamnă că partea de detergent din uleiul respectiv nu face ce trebuie. Așa și la vopsit, puteți să mergeți să întrebați, domnule, dumneavoastră, cum șlefuiți mașina? Când puneți niște kit acolo, cum îl șlefuiți, cu apă sau la uscat? Dacă omul îți va răspunde cu apă, eu vă spun să nu reparați mașina acolo, pentru că acea apă intră în materialele kit, fueler și așa mai departe și ruginește în spatele kitului. Vreți să mă credeți bine, nu vreți să mă credeți? Faceți cum vreți voi, că n-am niciun avantaj, dacă mă credeți sau nu. Da, acum o să le dai... Nu o să. Peste cap, cine nu știe, o că să. Sunt cu mașinile la vopsit. Ce faci, domnule, șlefuiești cu apă? Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ei, dar, cum să spun eu, în nomenclatorul celor de la Standox, kitul se șlefuiește la uscat, nu la apă. Așa e, da. Fiecare să facă cum știe el. Acum, dacă voi șlefuiți la apă și mașinile nu ruginesc în timp și... Acolo e o chestie de economie cu șlefuitul la apă, că intră mai puțin șmilgher, știi? Că la se încarcă și apa spală... Eu știu spală... ce zici. Problemele sunt foarte mari când vine vorba de economii, pentru că, în general, clienții nu vor să plătească niște prețuri reale. Toată lumea vrea mai ieftin, toată lumea da, speră... Da, depinde și la ce faci economie. Bă, toată lumea speră că... Poți să faci economie la lucruri care, nu știu, nu sunt importante, sau poți să faci economie la lucruri care sunt importante, cum ar fi o turbină, îți dau exemplu. Pe da. O turbină chinezească nu e nimeni că nu merge, poate să meargă. Mai bine sau mai prost, nu contează, ea merge. Dar poate ți se rupe o pală de aia și o trage în motor și atunci... S-a stricat un motor. De la o economie, adică câteodată vorbele astea din povioare le tot zic că odată cu vârsta o e razna și vorbești numai în zicale de asta și așa, eu asta fă că se întâmplă și le zic copiilor întotdeauna, dar câteodată sunt prea sărac să mă cârpesc, înțelegi? Sunt prea sărac să mă cârpesc pentru că o cârpeală nu face altceva decât să te ducă în mai rău. Tot ceea ce înseamnă cârpeală înseamnă speranța noastră că am rezolvat o problemă mai ieftin, dar nu întotdeauna se poate și cam de majoritatea dăților iese mai scump decât așa. Bun, revenind la Ascona, că ăla era subiectul, tu știu că ți-ai pus și un motor de sub turbo pe Ascona, ai făcut lucruri, adică tu, cum să spun, pe lângă faptul că faci tinichigerie și sudură, adică probabil că majoritatea oamenilor te știu de la evacuări, așa să zicem. Este, adică acolo e o problemă, e o... Da, acolo e, să zicem că a fost cea mai mare reclama ta, să zicem că oamenii au zis, mamă, face Adrian evacuări cu sudură, de-aia e mișto de se vede colorat așa frumos, solți de pește, de-ala, mamă, știi că tu stai sub mașină, înțelegi, când mergi cred cu ea. Cred că foarte mulți m-au un telefon Adrian Tobe sau ceva. Adrian Tobe, da, eu am Adrian Sudor Bombă. Adrian Sudor Bombă. Și atunci... A venit partea de evacuări. Pe lângă partea de evacuări, pe care ai făcut-o, mi-ai făcut și mie, și la Patrol, și la Toyota, și la atât, și la Silvia mi-ai făcut ceva, cred. Un pic pe la șerpi. Cred că da. Dar trebuie evacuare și la aia, dar nu mai am timp să mă ocup, în sfârșit nu contează. Tu ai pus motoare pe mașini. Ceea ce... Am tot făcut swap-uri, începând cu cadetul ăla de care îți povesteam, că era 1.6 ceva carburație, nu știu. Așa. Am trecut la 2.0 valve. Era rachetă mașina. Da, ok. E foarte ușoară. Mm-hmm. Da, 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 știu. Deci de acolo au început swap-urile de mult. De mult, păi asta zic, dar vezi, oamenii nu știu. Oamenii știu, Adrian face tobe. Salut, Adrian, faci mie evacuare? Nu, îți fac, frate meu. Știi? Că ăsta e răspunsul. Da. Salut, Adrian, faci mie evacuare? Nu, îți fac, frate meu. Cum? Ești Adrian tobe. Am vreo 2 ani de când n-am mai făcut doar o evacuare. Ce se întâmplă? De ce nu mai faci? Păi nu mai fac că n-am mai avut timp, în primul rând, că m-am tot lovit de swap-uri, de diverse alte chestii care îmi plac mai tare și eu sunt pe principiul ăsta, dacă fac ce îmi place, știi? Adică n-are cum. Îmi selectez și clienții și mașinile, adică și mie, sunt și multe... Mie, da, și mie mi se pare cumva absurd când am niște oameni care, de exemplu, eu vreau să fac, dar eu nu vreau să-ți fac. Da, da, da. Adică
cum, mă obligi tu să-ți fac ție? E imposibil, nu vreau să-ți fac ție, că nu vreau. Nu sunt supărat pe tine, nu vreau. E alegerea mea. Am în momentul ăla o opțiune mai bună și prefer să o iau pe aia. Că e viața mea, la mijloc și timpul meu. Bun, deci partea cu evacuările s-a încheiat. Nu s-a încheiat. Se mai poate doar dacă e liber. Da. Sau cum? Da. 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 Deși nu prea, ți-am zis, în ultimii 2 ani nu prea am fost liber. Ok. Un swap, când faci un swap, ai nevoie de evacuare automat, adică. Și de cele mai multe ori este custom de la A la Z, pentru că n-ai loc nici măcar de șerpi sau... Ok. Înțeleg? Deci faci evacuări, da, să zicem, dar într-un proiect mult mai complex. Adică aș prefera să fac cel puțin o evacuare întreagă, adică să nu vină la mine oamenii, schimbă și mie o finală sau un tips, sau că nu. Sunt alte ateliere care fac asta. Adică... Deși fac mai mulți bani așa, adică am avut o perioadă în care am lucrat așa și făceam mai mulți bani, dar era... mai mult agitație, mai mulți nervi, uitam ce oamenii, vorbeam, ce oamenii, eu sunt oamenii, mai relaxat așa. Oamenii nu înțeleg că nu e vorba numai despre bani. Așa adică, este. La mine chiar nu este vorba numai despre bani. Sunt oameni, cum sunt și eu, de exemplu, cum e și Adrian aici de față, pentru care nu banii sunt totul. Adică eu prefer să dorm mai liniștit, să am mai mult timp liber pentru mine. Să lucrez, să mă bucur de ceea ce lucrez și să mai puțin bani. Adică meu. Nu simt nevoia să merg cu F40 pe stradă. Și e de okay. multe ori e nevoie de creație și atunci când poate ai o zi proastă în care n-ai inspirație sau nu știi pur și simplu ce să mai faci în ziua aia, știi? Stai și te uiți. Am avut lucrări, nu știu, nu neapărat swap-uri. Am avut lucrări la care mă uitam. Mi-aduc aminte ce trebuia să fac cu aerotermă pentru Ascona de aluminiu de la zero. Pentru că omul voia și aer condiționat după ce a cumpărat-o de la mine și a trebuit să o proiectez de la zero. Cu căldură, cu AC și așa mai departe, asta fiind afară din mașină. Cu clapete, cu tot. Și nu aveam pur și simplu inspirație. Vreo 3 zile m-am uitat la mașină. M-am uitat. După care am început, am luat o foaie de hârtie, am început să fac niște decupaje, niște adică. Domnule, ai nevoie de un pic de timp de... Wow, Eu. E vina mea. Stai și să iau mușină. Dai și tu stop, nu? Mai da stop? Nimic nu faceți, da, mă, să mă... Trebuie să ne luăm un om, să apese pe niște butoane acolo. Nu mai știu unde eram cu subiectul și eram așa bine prins în discuție. Nu mai știu. Da. Salut. Ha? Cu aer condiționat la Ascona. Da, aer condiționat la Ascona cu inspirația. Bravo, n-am avut inspirația, trebuie să stau până mi-a venit inspirația și... Am și gândit toate problemele tehnice din spate, pentru că nu e chiar așa, te apuci și faci o cutie care să... Depinzi de niște lucruri, de dimensiuni, de flow, de eu nu multe știu, chestii. Nu m-am lovit de problema asta, sper să nu mă lovesc niciodată. Și așa mai departe, da. Depinzi de foarte multe lucruri și atunci trebuie să le iei pe toate în considerare și până creierul tău începe să pună toate lucrurile astea în funcțiune, durează. Și bă, frate, trebuie să stai. E ca la artiști, și cum e greu. Explici clientului că tu stai pe banii lui. Înțelegi? Eu consider, eu și îi sfătuiesc pe toți oamenii care sunt buni în ceea ce fac în meseria lor, să-și taxeze clienții pe ora de manoperă. Și să spună, la mine ora de manoperă e 100 de euro, 100 așa de lei, 7 milioane. Așa este, da, așa ar fi. Când ajung la... Zi-mi care e bugetul tău pe care vrei să-l investești. Păi, bugetul meu pentru aerotermă e 1500 de euro. Eu când ajung la 1500 de euro te anunț și spun ce am făcut. Ce ai făcut? O foaie. Adică, eu în 1500 de euro poate fac o foaie, dar după aia, într-o oră, ți-o termin. Dar așa este. Am ajuns la bugetul tău. Vrei să mai adică e foarte complicat. Oamenii cumva și clienții ar trebui să aibă încredere în artistul la care merg, mai ales când e vorba de lucruri custom, de lucruri pe care nu ți le poate face un atelier fiind normat într-un nomenclator. Nici nu vor, că uite, să lovezi de situația asta. Nici nu vor. Am lovit și eu de atâtea probleme. Bă, nu vreau să schimb garniturile, pentru că dacă le schimb, uite, nu mai am filet în bloc și trebuie să-ți dau, mă chinui, câte, am muncit o zi. Am muncit o zi, doi oameni la mașina ta, să schimb două garnituri de tacheți. Da. Acum, pe bune, câți bani să-ți iau? Ia mă, cât e ora de manoperă? Ce să fac? Știi? Eu de nu să știu că așa se întâmplă lucrurile. Clientul zice, păi da, mi-a zis că mă costă între 300 și 500 de lei, m-a costat 2000 de lei. Eu știam eu că ai tu alea moarte acolo de căldură. Da, se întâmplă și de, tot timpul, mai ales la mașini adică vechi. Mai ales e cumva foarte complicat. Dacă suntem genul de oameni care credem în teoria conspirației, care credem că urmele alea de pe cer ne otrăvesc. Și așa mai departe, atunci da, suntem liberi să credem că la service ne schimbă aerul condiționat, ne fură freonul și așa mai departe. Uite că sunt oamenii care stau la coadă pe aici după la reprezentanță și râd că aud ce zic eu, înțelegi? Deci, dacă sunteți genul ăsta de oameni, cereți să stați lângă mașină, că în serviciurile autorizate și mari există posibilitatea asta. La Adrian nu există posibilitatea și vă spun și de ce.
Zi-mă de ce. De ce? Pentru că mă stresez în momentul în care stai lângă mine. Eu vreau mine să dau un exemplu mai și simplu. Și stai așa și însufli în ceafă. Nu mai pot să gândesc, efectiv eu nu gândesc. Eu vreau să dau exemplu ăla. Eu mă gândesc doar cum fac să scap de ăsta. Eu vreau să dau exemplu ăla de ești la școală în clasa a patra. Da, da. Profesoara dictează, tu scrii corect, fără probleme, n-ai nicio emoție, dar ea stă pe umărul tău. Aici se uită la ce scrii tu. Te deranjează, înțelegi? N-ai nimic de ascuns. Ai preferat să fie la altul, nu la tine. Așa ești cu clientul în service. La partea de custom, că tot acolo, eu acolo bat fierul cât e cald, da. La partea de custom, tu ai pus motoare pe mașini, ți-ai pus ție motor de Saab, 2 litri turbo pe Ascona, ți-ai făcut lucruri, că nu e așa, adică nu ai pus doar motor. Nu. Salut, am pus motorul, i-am făcut niște tampoane cam custom. Cam tot. Da? Adică la Ascona inclusiv basculele au fost custom. Față, spate, suporți de trier, sudați de puntea spate, că... De ce? Am vrut să fiu și eu băiat să comand suporți de etrier, înțelegi? Dar pentru că e o mașină atât de veche, făcea un singur fabricant, i-am comandat, am așteptat de pe eBay, nu știu, 3 săptămâni, 3 luni. Tu ai vrut suporți de etrier spate OE sau ceva custom? Nu adaptor. Există OE. Nu există OE, că mașina n-a avut etrier pe spate. Punte fixă. Ok. OSI. OSI. Chiar OSI aia, să mă anunțe, urâtă rău. Așa. Cu tamburi. Ok. Și, mă rog. Repet, am comandat suporții de etrier, că făceau niște băieți, se prindeau în găurile alea acolo, trebuia să modifici nu știu ce, cu etrier de Golf 4, rețeta era știută că frâna de mână e pe plăcuță. Am așteptat după suporții de etrier, când au venit într-un final, aveam și etrierii, m-am apucat să-i recondiționez, să schimb garnituri, s-au rupt aerisitoarele în ei, i-am aruncat, am găsit alții greu în ziua aia, că eram cu mașina desfăcută toată pe elevator. Când să pun suporții de etrier, nu se potriveau, mi-a venit rău. Ma. Și ce fac? Mă duc la Strungar. Salut. Fă și mie. Nu, nu pot să-ți fac peste o săptămână. Păi nu peste o săptămână, că am blocat elevatorul cu mașina desfăcută toată. Nu pot să mai pun la loc. Dă-mi o bucată de tablă de 12. Am tăiat-o eu, am făcut-o eu, i-am făcut găuri. Tot a fost bine. Adică te lovești de situații de-astea și pe moment ai spune, bă, am făcut o țigănie. Data timp cât funcționează, cât arată bine și... Nu e prostie dacă funcționează. Exact. Și acum bătrânii care se uită și oricum aici, n-ai variantă. Bătrânii care se uită aici, când am mai avut și eu așa niște soluții pe la Nissan Patrol și le-am zis, băi, uite, să nu mai faceți asta. La roți și la frâne nu umbli. Nu umbli. Noi mai umblăm. Suntem mai nebune. Da. Pe lângă chestia asta, ai montat, ce ai mai montat tu custom? Stai așa, ai pus... Suport de scaune. Lasă suport de scaune. Las... A, ce, la Ascona? Nu. La Lexus. La Lexus. Vreau să ajung la Lexus. Ai da, pus la Lexus am montat un motor, un JZ de pe GZX, nu știu. 100, ceva, dacă motor de Supra, Pascu, să zicem. Acum nu mai termin. Da, da, da. Are episod Pascu. Vă uitați la episodul cu Lexus pentru detalii de-astea tehnice. Dar ai montat motor de Supra pe Lexus? A venit cumva cu el montat la okay mine. Adică motorul era pe mașină când a venit, nepornit. Ca să descoper că nu stătea pe tampoane, stătea pe baie. Deci a trebuit să-i modific baia și nu mai știu, suporții au rămas să ia original. I-am făcut suport de cutie, nu mai știu, am făcut multe lucruri la început. Și am ajuns până în punctul în care a trebuit să-i fac eu electrica, pentru că pur și simplu nu se băga nimeni. Ok. Și am zis, bă, nu e domeniul meu, adică eu fac pentru mine, nu fac pentru clienți. De ce nu fac pentru clienți? Pot să mă apuc să-ți explic de cum până mâine dimineață. Da. Pentru că poate se întâmplă ceva și ți-a mașina foc. N-am cum să-mi asum că nu știu. Poate, nici nebun, nu sunt electrician. Da. Pentru mine întotdeauna mi-am făcut singur wiring-ul, ca să zic așa. Dar ți-ai asumat. Dar mi-am asumat că n-ai mașina mea, ia foc, aia e. O sting, nu sting. Da. Și omul a înțeles și a zis, bine, domnule, oricum n-am variantă, fă-o tu. Da. I-am făcut-o, pornit. N-a luat foc. N-a luat foc. I-am zis, pentru ce eventualitate stai cu borna scoasă o perioadă, vezi ce se întâmplă, okay, că na, așa le verifici, că n-ai ce să le faci. Ok. Și după asta am mai urmat upgrade-uri, turbină mai mare, șerpi, altă instalație electrică pe care a făcut-o la alți băieți, cu eco stand-alone, cu modificată evacuarea din nou, pentru că n-a altă turbină, intercooler mai mare, pentru că avea probleme, nu se răcea suficient, IAT-ul mare, temperatură la apă mare, probleme. Întotdeauna apar, adică când faci upgrade-uri, la swap-uri e complicat, un pic. Adică depinde, dacă ai un plan bun de la început și te lovești și de un client care e înțelegător și știe în ce se bagă, nu e complicat deloc.
de asta spun, sunt destul de selectiv cu clienții și cu build-urile, pentru că, nu știu, poate e un build care mă depășește, pur și simplu, că, nu știu, e prea electronic și eu nu, nu fac față. Mă depășește total chestia asta cu electronica. Electrica îmi place, electronica nu. Ok. Și ce ține de fiare, în rest, nu e problemă. Eu am o vorbă, dacă e din fier, orice ar fi, face, se orice. Face. Da. Deci, acum tu te axezi mai mult pe swap-uri sau pur și simplu... Ce vine și îmi place. Deci, ce-ți place ție ca și idee? Da, da. Ca și idee, ok. Și la prețuri cum faci? Le dai niște prețuri estimative de la început sau? În general încerc să-mi dau seama cam cât aș munci, dacă muncesc o săptămână sau trei luni sau nu știu, n-am termen, uite cum o să fie Aristo-ul. Aristo vrea să-i facă swap de volan de pe stânga pe dreapta, în condițiile în care mașina n-a venit niciodată cu volan pe stânga. A venit din într-adevăr fabrică. O caroserie de Lexus, care-s convins că nu e 100% la fel, inclusiv parbrizul diferă. E asimetric. Și atunci o să fie ceva bătaie de cap. Electrică, whatever. Și acolo i-am zis, boss, nu știu cât durează. Poate să dureze un an, poate să dureze două luni. Da, pentru că n-am mai făcut niciodată. Habar n-am, da. E cumva complicat. Și nici nu găsești documentația, adică nu-s mulți care au făcut. Dar nu cred că e atât de complicat. Adică nimic nu e imposibil. Sunt și pe principiu că, bă, e făcut de mâna omului până la urmă. Orice se poate face cu anumite sacrificii pe care, nu știu, unii oameni nu le acceptă, să zicem. Da, adică, da, bă, nene, dacă nu s-a pus niciodată și trebuie să-ți fac eu acum din nou, fac lucruri, dar poate nu arată ca de fabrică, că n-a existat acolo, înțelegi? Niciodată. Fac eu o piesă. Asta e. Trebuie să accepti niște compromisuri, mai ales când e custom, repet. Nu? Știi? Adică sunt oameni care plătesc bani mulți ca lucru să nu fie perfect. Știi ce zic? Să nu fie perfect. Și mie îmi place să las, știi, acolo o mică semnătură. Adică se vadă că s-a lucrat manual. Ți-am zis cu bara față. Ți-am zis, bara mea la Toyota. Băi, Adrian, mi-o sudez să rămână sudura, se vadă sudura pe da, toate canturile, da? A ta fiind metalică. Da. Și a venit băiatul ăla și mi-a zis, cine ți-a sudat aici? Mă, nene, cu ce te ocupi tu? Șofer de tir. Du-te, mă, nene, vezi de treaba asta aici, nebun. Uite, domnule, se vede sudura aici. Ei, nene, așa am vrut, eu am dat bani să se vadă sudura aici, nebun. Ei, domnule, că trăgea aici, o șlef fuiaptă, eu nu vreau să se vadă sudura, așa e model. Și de asta zic, e puțin complicat cu oamenii și cu înțelesul de artă. Fiecare are mentalitatea lui. Zicem, și fiecare... Slavă Domnului că suntem diferiți. Băi, eu mă bucur. Mă bucur mult de tot că suntem diferiți. Mă bucur mult de tot că oamenii sunt mulțumiți de Alfa Romeo, că sunt oameni mulțumiți de Fiat, că sunt oameni... Adică, cum ar fi fost să fie numai, nu știu, Volkswagen pe stradă sau BMW sau Mercedes? Era monotonie totală. Adică eu înțeleg că dalea luăm că sunt cele mai bune. Tata, nu e vorba despre ce e mai, tot ce e mai bun, știi? Fiecare are viziunea lui despre mașini, că vorbim doar despre mașini. Despre mașini, da. Și despre motociclete. Că și despre motociclete. Acum tu ai intrat și în rândul motocicletelor. Am făcut prima motocicletă când, acum 3 ani, când am făcut Honda aia. Eu nu știu, n-aveam permis, nu mersesem în viața mea pe motocicletă. Da. Maxim am mers pe un scooter cu care am și căzut. Și am făcut așa, din... căutând pe internet ce înseamnă un cafe racer, ce linii trebuie să aibă, ce fluență între linii și mejini. Ce Honda ai luat tu? Ce Honda era? CB400 din 83. CB400 din 83 și ai făcut o cafe racer. Am făcut o cafe racer, dar... Cu rezervorul custom, nu? L-ai făcut custom. Tu? Totul custom, nu? Partea din spate a cadrului, cadru, ai mai tăiat din el? Partea cadrului modificată și aia, inclusiv suspensie, farul făcut de la zero, că am comandat în China și n-a venit la timp. De fapt n-am venit niciodată. Ai luat și un premiu? Da, am luat ceva la Motul, ceva. Ce, a fost un concurs, un concurs de online. Ceva custom, da, ceva da, motociclete custom? Locul 3, sau nu, locul mă, nu contează. Special de custom, luat, mă treabă. Ai luat ceva la prima motocicletă construită? Mă, mi se pare mare lucru. Da, și am mers cu ea, pe asta am început. Am mers un an de zile. Chiar mi-a plăcut, adică e mai greuț de condus așa, adică e cam ca Dacia, știi, când înveți să cafe, mergi pe Dacia. Da, cafe racerul, de-aia se și numește cafe racer, că gen tu faci curse între cafenele, adică tu nu mergi cu motocicleta aia, te duci la cafenele așa, la cămășuț, la al mergi încet, ea trebuie să arate frumos. E frumoasă și cam atât. Da, adică nu toate care sunt frumoase sunt și performante sau confortabile sau utile în viața de zi cu zi. Și atunci aia e partea de cafe racer, cu un pic de scramble acolo, cu... Da. Cauciucuri de nisip. Aia a fost o problemă, sau este în continuare o problemă cu anvelopele, dar nu îmi vine să le schimb, că arată bine, știi? Pentru baba face,
V-am zis că am îmbătrânit. Dar vă face sacrificii la frumos. Acum ai un Harley. Ce planuri ai pentru el? Sau n-ai? Eu când l-am luat special ca să-l fac bobber. Ok. Adică știam cum arată bobber și cam ce-mi doresc să obțin de la el, doar că mergând cu el așa cum e acum chopper. Da. Îmi place atât de tare încât nu-mi vine să-i fac mare lucru. Da, e... Păi mai ia-ți una să faci bobor. Simte senzațional. Probabil că o să mă plictisesc, da. Probabil că o să mă plictisesc la un moment dat și mai modificez. Vrei să-ți vadă oamenii crăpătura de instalator, nu? Da, vrei bobor. Da. Sigur, ce să-ți iei? Ești nebun, să-ți iei body de la, body. Ca să-ți iasă tricoul la spate. Da, oricum e marfără o senzație. Și de cuplu, și de feeling, așa, de ture mici. E mișto. Dar să revenim la mașini. Da, să revenim. Revenind la mașini, unde te găsesc oamenii pe tine? Dacă vor să intre în contact cu tine, ai o pagină de Facebook, ai, nu? Nu știu dacă mai ai, habar am, nu prea mai răspuns la mesaje și îmi cer scuze pe această cale. N-am mai răspuns pentru că nu am timp, efectiv, nu am. Și să răspund, să-i spui omului că n-am când să te primesc. N-am timp să-ți răspund. Da. Puneți mesaj automat. Pe Facebook și pe Instagram pot să mă găsească, pe Adrian Mihai. Deci pe contul tău personal. Pe contul personal. Acolo mai răspund. Dar pe pagina n-am mai intrat, că n-am mai avut timp de ele. N-am mai pus nici poze, tocmai în ideea asta în care să nu mai promovez o perioadă. Aveam perioadă când puneam poze cu, nu știu, evacuare și primeam instant 20 de mesaje. Și acolo puteam să-mi aleg, adică aveam de unde alege următoarea lucrare. Okay. Dar momentan nu pot, sunt blocat cu ursul. Stai așa, că n-am ajuns. Ce, la urs să nu dăm detalii? Uite și să nu dăm. Îl filmăm, facem episod, păi, da. Una e în vorbe, da. Alta e în imagini. Adică nu. Așa, deci stai puțin, stai așa. Deci omul a avut Ascona, după a vândut Ascona, ți-ai luat rechin. Că de la n-am vorbit de rechin, da? Bun. A făcut rechinul, o să discutăm de rechin și te-ai apucat un urs. Da. Nu? Bun. Între timp ai făcut și Lexus-ul. Ai mai făcut lucruri, da. Ai mai schimbat un ambreiaj, ai mai pus o cutie. Am mai făcut, da, și niște mecanică. Așa, ai mai făcut niște lucruri. Bun, zi-mi de rechin. Adică ai avut Ascona care era 2 litri turbo, spatiu. Da, era, mi-a plăcut, adică avea aer condiționat sau n-avea, la tine n-avea? N-avea la mine. Ok. M-am bucurat de ea, nu știu, în fiecare clipă și chiar am mers cu ea și am fost peste tot, nu știu, mii de kilometri am mers cu ea. Când mai apăreau probleme cu turbina, mai mă gândeam, mă, ce bine mergea ea aspirat așa, înțelegi? Dar și-a făcut banii, ca să zic așa, și-a scos banii. Am vândut-o pentru că deja investițiile depășeau prețul de piață mult și am zis, bă, nu mai are sens la un punct, adică ori o țin forever a mea și urmează să mai bag și în 10-15 mii zic așa, și da. Na, rămân cu un fier. Nu se mai justifica cumva și am zis, hai să o vând și să bag banii în ceva mai inteligent, rechinul fiind a doua opțiune. Prima a fost Cobra. Ok. Îmi doream Cobra Coupe. Și ți-ai luat. Am luat, am mers cu ea așa cum era, 2-3 da. Aspirat. Da. 136 de cai. Da, nu știu, avea ceva 130 de cai. Mi-am dat seama că n-am ce să-i fac, efectiv. Adică era atât de complicată din punct de vedere tehnic și greu de găsit piese de modificat și greu de modificat. Gândește că bara de torsiune trece pe undeva prin bord, prin panou de foc. Era ceva horror. Oricum nu voiam mare lucru de la ea, voiam să o pun pe perne și să-i pun roți. Luasem și roțile, cred că înainte să iau mașina. Ok. Da, când am văzut ce e acolo, am zis, nu, mă bag la așa ceva, este foarte costisitor, nu o să reușesc niciodată să o aduc la nivelul la care vreau eu să o aduc, pentru că fiecare piesă mai avea în spate încă 25 de piese. Am desfăcut mânerul de la torpedo și avea 15 piese, un răhățelul ăla. Toată lumea fuge de Mercedes, nu știu de ce. Sunt construite altfel, da. Altfel, dar toată lumea, adică peste tot unde mă duc, băi... Dădeai jos o față de ușă, erai cu un pumn de fiare. Repar Mercedes, nu. Nu repar Mercedes, BMW repară, da. Sunt construite altfel, probabil, da. Și după aia am vândut Mercedes, de fapt nu l-am vândut, l-am dat la schimb pe rechin, plus diferență din partea mea. Ok. Și avea ceva valoare Mercedes. Rechinul era foarte ok pe caroserie, gen nu avea niciun fel de problemă. Dar în schimb, cred că am schimbat toate piesele. Întrebare din partea urmăritorilor, eu o simt, înțelegi, eu am un putere așa după ani de zile, simt ce întreabă ei, știi, când vorbim noi la podcast și ei întreabă acum.
Dune, cum ar fi să găsesc o mașină mai bine din punctul tău de vedere? Să fie ok caroseria sau mecanica? Din punctul meu de vedere, mai bine să fie ok pe caroserie, pentru că mecanica oricum le schimbi. Adică mare parte a pieselor mecanice sunt consumabile, foarte mare parte a pieselor. Ok. Le schimbi periodic. Și atunci, de ce să nu le schimbi toate odată și ai o mașină nouă, din punct de vedere mecanic, și o caroserie ok, decât să te apuci să stai pe la tine EKG, eu știu ce înseamnă, că vorba aia, am lucrat în domeniu și m-am lovit de atâtea ori, da, pe la vopsitorie, oricum stai, că n-ai ce să faci. Dar, na, una e o mașină reparată pe tablă, alta e o mașină care n-a avut probleme. Da. Bine, asta a fost și ea reparată la un moment dat, dar era reparată bine, m-am uitat la ea. Iarăși mare lucru cine repară să-ți facă o tinchigerie bine, corectă, care să țină, să... Nu e o regulă că dacă ai pus petic acolo, gata, ai rezolvat problema. Poate să plece rugina din sudură. Multe probleme cu tinichigeria. Da, trebuie să faci exact cum am făcut eu ascuna, că știi bine cât a rezistat și încă rezistă la omul ăla, nu știu ce mai... Momentan, da, cred că n-are motor sau ceva. Ce n-are? N-are motor, că l-a spart după ce l-a luat rame. Na, asta e. Se găsesc pe alea de sub. Da. E, nu prea să mai găsesc. Nu prea. Nu mai sunt pe toate drumurile. Da, e bine să fie ok pe tinichigerie. Și eu sunt de aceeași părere. Dacă aveți posibilitatea să vă alegeți între mecanică și caroserie, dați banii pe caroserie și mecanica o faceți voi în timp. Caroseria e mai dificil cu ea. Se face și aia, nu e nimic de nefăcut, exact cum zice Adrian. Doar că la unele lucruri nu merită, efectiv, nu, cum a zis și el. Am dat Ascona pentru că nu mai depinde merita. Depinde și de raritatea mașinii, că sunt mașini rare pe care nu le găsești în stare bună sau le găsești extraordinar de scumpe și atunci... Aici ajungem la discuția cu Dandu, care Dandu spune așa: băi, merită la mine să vii să faci o aripă de Ferrari. Da, nu merită să vii să faci o aripă de 36, că valoarea mașinii foarte mică. Da. Eu cer foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Eu cer cât consider eu că merită manopera la mine. Deși face să te simți prost la un moment dacă nu, dai mașina 2000, cum cer 4000 pe tinichigerie. Dar eu mă duc să mănânc la un restaurant unde e 200 de euro friptură. Nu mă duc. Știi ce zic? Nu, ce mi-e... Da, foarte puțin oameni gândesc așa. Ei se raportează la... Nu știu la ce se raportează, ei se raportează sentimental la lucruri. Adică e mașina mea, asta eu vreau să o fac, nu contează. Și oameni de ăștia, așa mai departe. Nu e rațională treaba, dar poate să fie sentimentală, n-am nicio problemă, exact cum îi mai comentam eu lui Dan după acolo, zic, eu nu pot să cred că a venit ăla cu A6 să facă o aripă la tine sau ceva. E mașina lui de o viață, a zis că a mai avut una care s-a răsturnat cu ea și, cum ai zis tu, cu Calibra. M-a marcat că, uite, eu am considerat că mi-a salvat viața și așa, eu merg cu mașina asta. Pentru mine a fost bună. Da, nu e bună pentru voi, nu înseamnă că nu e bună pentru mine. Asta e partea de emoțional, să zicem așa. Deci oamenii te pot găsi pe pagina ta de Instagram, Adrian Mihai, sau Facebook. Contul tău personal, poate să spun acolo câte întrebări vor ei. Adrian vă răspunde. Da, limita timpului timp, disponibil. A, așa. Ai construit rechinul. La rechin am schimbat tot. La rechin am schimbat motorul, i-am pus un motor de 36. De ce? În primul rând am făcut din start, am știut ce vreau față de Ascona, care Ascona, nu știu, mi s-a întâmplat cumva. Corect, e foarte important. A fost o diferență. La rechin am avut planul făcut de la început. Băi, vreau o mașină cu care să mă duc în concedii, să mă plimb veche, să, nu știu, atragă privirile pe stradă, să mă și reprezinte cumva. Și atunci de acolo și culoarea, de acolo și motorul, puteam să pun orice motor, nu știu, de la V8 la 6 cilindri și așa mai departe, dar n-avea sens, pentru că nu... Mie mi-e frică, adică în ultimul timp e frică de viteză, nu mai merg. Bătrânești, e normal, ca toată lumea. Și atunci, pentru ce? Spui. Da, corect, corect. Am un mic backup acolo, un motor pe dreapta turbo, dar nu. Nu, momentan nu. Băi, merge foarte bine, e făcut de la zero motorul. Da. L-am luat... L-am desfăcut când să-l pun, de fapt să mă apuc să pun piesele în el, am constatat că blocul era ruginit, schimbă blocul. Probabil. Și o grămadă de alte piese. I-am făcut suport de motor, evacuare, instalație electrică. În cât timp a fost gata rechinul, că nu mai știu? Vopsit și interior, cred că vreun an de zile, dar în momentul în care am ajuns la interior... Aveam în plan niște scaune de Alfa Romeo Momo. Ok. Cred că le știi. Ale de Spider sau ceva. Ok.
Bă, că le-am pus în mașină și m-am urcat în ele și eu nu mă mai urc în mașina asta niciodată. Erau groaznice, tari, înalte. Okay. Zic, nu, nu mai vreau. Nu mai vreau mașină. Și am căutat recaro, cred că vreo 6-7 luni cât a fost iarna așa mașina asta parcată. Am zis, nu mă mai apropii de ea până nu-mi găsesc scaune, că nu-mi place cum stau în ea. Adică mă simt ca într-un coteț. Okay. Scaunele dinainte erau alea cu arcuri, cu cele care erau. Recamier. Da, recamier. Și căutam recaro, astea de le-am acum. Și întâmplarea a făcut că am găsit în decurs de 2 săptămâni două seturi, le-am luat amândouă, am făcut un set bun, țiplă, l-am tapizat și așa, și după aia am continuat proiectul, am pus motor și așa mai departe. Trebuia să mă pregătesc să plec la Ultrace, cred că în perioada asta m-am reapucat de ea, Ultrace-ul fiind în iunie. Și eu în alea 6 luni, sau cât a fost 5 luni, am tras de dimineață de la 8 până seara la noaptea la 1-2 în fiecare noapte aproape, mai ales în ultima lună am tras rău de tot. Gândește-te că am plecat și mulți nu știu, am plecat de la garaj când ziua când i-am făcut evacuare, am zis hai să ies cu ea în probe, să mă duc până acasă, că eu de la garaj până acasă fac vreo 12 km, să văd și eu cum merge, să văd ce se întâmplă, plec cu ea, mai aveam 3 zile și trebuia să plec în Polonia cu ea pe roți. Da, e nasol. Și în drum spre casă s-auzea ceva, bătea, dâng. Zic, mă, îmi bate ceva, cardanul sau planetar îmi bate în evacuare, că n-ai, e ultimul lucru pe care l-am făcut, n-am mai avut timp, nu m-am uitat, n-am verificat, mă uit eu mâine. A doua zi dimineață la fel, dâng. Eram pe banda 2 și când am schimbat banda am simțit că face mașina așa cu mine, se mișcă stânga-dreapta. Erau roțile. Zic, e ceva în neregulă, o simțeam ca în drift și nu făceam niciun drift. Te-ai dat în oglindă? Când am tras înapoi pe banda 1, a sărit toată mașina în sus, a căzut jos, am pus frână capac, îți dai seama, m-am oprit și a venit ceva tare din spate. Bum! Mamă, zic, gata, am făcut-o căcat. Ce s-a întâmplat? Mi-a sărit roata, roata a venit după mine din inerție și s-a înfipt în bara spate. Da. Și nu știu, eram terminat atunci și eu mai aveam vreo 3 zile până plecam. Înțelegi? M-a sunat pe, mă rog, prietenul că mă ajută cu roțile. Să lași lucrurile pe ultima sută, pentru că tragi foarte mult de tine, da, și oboseala. Da, oboseală n-am mai ținut, adică, cont. Nu e o chestie... Cert e că am reparat-o, am plecat cu ea pe roți, am mers genial prin Budapesta, cred că m-am gândit eu să dau un pic mașina mai în spate și când văd o pată de ulei sub ea, proaspăt, zic că stai de la mine, n-are de la tipic, cine să fie, că e nou. Că nu mai pot cu petele de ulei și cu Toyota, tot timpul parchez, văd pete... E de la mine. Verific nivelul de ulei la motor, era ok, zic, n-are de unde să fie decât din cutie. Îți dai seama, filme, pe autostradă, în Ungaria, n-aveam unde să opresc, am găsit o benzinărie, ridic-o, chinuete, mă duc în benzinărie, n-avea ulei de care îmi trebuia mie. Dă-o jos înapoi. Deci până la urmă era de la tine problema. Stai să vezi. Ok. nu știu nici până ziua de azi. Mă duc în următoarea benzinărie, iarăși ridic-o, 45 de grade afară, chine, te bagă-te sub ea, am luat o sticlă de asta cu dop, i-am făcut un furtun ca să pot să bag pe supraplinul ăla pe acolo. Am băgat 100 de grame de ulei, zic, eu nu pot să cred, mașina și înclinată așa. Am mers mai departe, între timp mă gândeam la toate variantele, platformă, îți dai seama, că ce dracu să-i faci acolo? Aveam la mine scule, cric, chestii, dar n-aveam ce să repar cutia pe loc. Probabil că a pierdut până n-a mai pierdut, nu știu, s-a adunat undeva ulei sau ceva, a curs în locul ăla, că a avut o anumită înclinație mașina, după aia n-a mai curs, s-a liniștit. Am și întors. Dezavantajul a fost că nu am știut, cum îi spune, grupul cât de lung e. Ok. Și nu era lung deloc. Ok, adică și a mers, da, top speed 110-120 cu 6.000 de ture, cred. Mult, mii de kilometri, îți dai seama. Da. Da. I-am făcut asta, schimbul de ulei în Ungaria, că na, făceam, trebuia să-l fac la 1000 și n-aveam unde, m-am băgat pe un câmp ridicat, pe un șanț. Da, nu, eu n-aș mai face lucrurile astea, dar na, ce să zic. Îți rămân mie, mi se par da? Frumoase. Da, eu n-aș mai pleca cu mașina așa înainte să verific ca lumea, știi, să, adică să am o săptămână, două înainte, da, să merg cu ea, să lucru, seama, dar se poate întâmpla orice. Asta este teoria. Adică să nu credeți că nu mi se întâmplă și mie, da, să plec ce, să, sau să, nu știu, mâine să am de plecat undeva și azi mă duc eu să zic că am un pic de se făcut, poate întâmpla și cu o mașină nouă. Da, și de la un pic de făcut stai așa că trebuie să schimbăm. Se pune pe avarie și nu mai pleacă de acolo, da. Șef. E complicat cu mașinile astea, nu e așa de simplu. Dar ai făcut BMW-ul, te-ai dus, te-ai plimbat, ai făcut kilometri, e fiabil, merge cu AirRide. Ești mulțumit de AirRide? Da, deși nu îi mai văd rostul, pentru că merg
sus și o las tot sus, adică mai pe la evenimente ce o mai las pe burtă. Păi ăsta e rostul, care să fie altul? Păi ăsta să fie rostul, că altul nu văd. Da, ai avantajul că, e cum spun eu, știi? E mișto să poți să reglezi dintr-un buton lucruri. Că suspensia, nu că pot să mai reglez foarte sus, că... pentru că eu am vrut mai jos decât au făcut mulți pe rechin, pe 21, și a trebuit să modific niște lucruri încât să o las mai jos și să fie mai stiff când e ridicată, da, ca să stea și ea pe curbe și așa. Da. Și nu pot să o mai ridic foarte sus și atunci nu prea se mai justific, așa merg pe o suspensie. Adică tu ai făcut, în poziția de mers, pernele să fie destul de umflate. Să fie în presiune mai mare ca să, ca ai să stea rigiditatea. Și atunci ce să mai umfli? Că da, ești la aproape de, da, capăt, da, în poziția, exact, de mers. Dar nu e ceva rău, în sfârșit, e... În poziția de mers e decentă, adică nu e chiar super joasă să nu poți să mergi pe ea. Nu, e decentă, poți să reclezi, o parchezi. Eu nu sunt fan mașini lăsate pe burtă. Nu sunt roțile fan. Le-am făcut custom, apropo de custom și de sudură. Uh-huh. M-am ambiționat să fac dintr-un set de roți. Vedeam pe la băieți pe afară că le fac. M-am apucat să le sudez inelul ăla, pentru că inițial am crezut că nu pot să le fac, deoarece luasem niște buze și bareluri de alt tip de roți decât puneau ăștia pe afară, după aia am văzut târziu că nu se potrivește, că e diametrul interior al, al buzei mai mic decât roata. No. Și mă rog, le-am dus la strung, le-am tăiat, le-am sudat, inițial am zis că le încar din sudură, dă-le morților un centimetru de sudură, cât poate, bă, băiatul, le-am sudat vreo săptămână la o roată, zic, nu, nu le mai fac, ești nebun. Adică... După aia mi-a venit ideea genială să iau niște bară, să o roluiesc, să o sudez, mm-hmm, pe aia, știi, mm-hmm, și ca să nu mai umpli din material. Să nu mai umplu din sudură, da. Me. Plus că toate pistoletele le-am ars, le-am luat dracu, că acolo trebuie să sudez cu temperatură mare și eu de obicei nu folosesc asemenea temperaturi, că nu fac roți. Uh-huh, uh-huh. Doar la de-astea, chiloase, roți, faci... Aveam un subiect. Aveam un subiect cu roțile sudate, jantele sudate, știi? Era un subiect la un moment dat, uh-huh, în care l-am... atins. L-am atins noi și am zis, bă, nu e bine. Nu e bine, bă, nu e bine. Acum, eu te întreb pe tine, tu ce părere ai? Ei, uite că eu merg doar... atâta timp și am făcut atâtea mii de kilometri și nu am nicio problemă. Deci dacă luăm o jantă. O jantă. Acum, nu, eu o jantă, poftim? Da, este destul de discutabil. Eu o jantă nouă, tai pe jumate cu flexul. No, nu, de acord. Nu, nu, pentru ce? Și mi-o studiez. Nu, eu vorbeam de rost custom, nu pot să... De ce să repari? Eu vorbesc de custom, eu vorbesc de jantele sparte, fisurate, de exemplu. Ai dat într-o groapă, ai văzut, s-a îndoit buza, să zicem, și a plecat o fisură. Da, e reparabil, de ce? E reparabil? Da. E ok, e safe? Nu am nicio problemă. N-ai nicio problemă. Nu. Oamenii zic că nu. Că nu e ok, că dacă mai iei o lovitură, da, fix acolo, vorbim nu de, mai ai aceeași rezistență. Depinde de condiții. Dacă e o mașină pe care o folosești pe stradă, acum dacă tu mergi cu o anvelopă de 30, normal că aia o să spargă la următoarea groapă. Uh-huh. Și dacă nu o sudezi, se sparge. Adică okay. Ea s-a spardă întreagă, nu? Ok. Deci nu crezi că... Depinde de condiții. O jantă sudată acolo... E mai slabă? Este mai slabă, dar mai nu slabă? Este mai slabă sudura, este mai slabă lângă sudură, pentru că își modifică proprietățile materiale. Pentru că ai încălzit? Da. Ok. Deci nu sudura e problemă? Nu. No. E o problemă dacă nu o faci bine. Dacă o faci okay. bine, niciodată o sudură nu o să se rupă, o să se rupă lângă sudură, pentru că materialul de acolo o să se schimbe proprietățile, se moaie cumva, nu mai e, spre exemplu, aluminiu dur sau nu știu, în sfârșit, din forjat, ce, da, ok. Din o să devină un aluminiu mort, moale. Mort, da. Da, e, îl decălești, s-ar de, vorbi exact. În popor, da. Cu tabla, cu autogen, da. Cu lucruri da. Și așa mai departe, își pierde din proprietăți. Și atunci, na, nu mai e același lucru, ca la orice chestie. Aici vin oamenii care zic, păi tata, eu pun roțile astea doar la show și eu nu merg cu mașina tare și roțile astea valorează 4.000 de euro și eu pentru că le-am găsit fisurate, le-am găsit pe 1.000 uh-huh. și de-aia fac chestia asta și eu merg cu 60 la oră, deci nu aș pune în pericol, nu m-aș pune nici pe mine, nici pe ceilalți și așa mai departe. Până la urmă oamenii știu și își asumă că na, nu poți să compari un lucru bun cu un lucru reparat. Lucru reparat e lucru reparat. Lucru nou e lucru nou, domnule. Lucru nou e lucru nou. Lucru nou e lucru nou. Bun. Să venim la subiectul mașini modificate. După ce ai terminat cu rechinul, ai făcut cu băiatul ăsta cu Lexus-ul lucruri și te-ai apucat de un urs. Am apucat de un urs al prietenii mele. Așa? Ea și-a tot dorit. Aici e foarte interesant. Da. Tot zicea că mi-aș lua un urs cabrio, că mi-aș lua un urs cabrio. Bă, cabrio... Nu știu ce să zic. Okay. E bun doar așa, o dată pe an. Da, nu ce? Prea folosești
mașina plus cabrio, că, da, să zicem. Fiind cabrio și atât de veche, 40 plus de ani, o să ai probleme. Intră apă, e, iese apă. Fac ăștia, schimbă, softopuri. Nu zic, da. De ce să ții niște probleme când n-ai nevoie? Corect, așa e. Și am găsit la cineva un cupe, omul vopsise, din chigerie făcută și așa mai departe. N-a avut chestii grave. Chiar arată foarte bine caroseria, de fapt arăta. Care fusese vopsit, desfăcut complet și lăsat așa pentru că n-am mai avut chef de el să-l monteze, timp, nu știu. Și așa l-am luat, l-am luat în pungă, efectiv. O caroserie pe roți, cu tot în pungă, nu mai avea scaune, nu mai avea mochetă, nu mai avea chestii pe la interior. Și am zis, ok, luăm și vedem ce facem. Îl facem eventual fără interior, cu două scaune, cu rolchi și vedem noi. Între timp, pentru că a stat vreun an și ceva, ne-au mai venit idei, îți dai seama. Și tot arătam, uite, asta îți place, e vazate, nu știu ce. Cred că găsim roțile între timp, că tot așa omul gospodar și ea întâi potcoave și după aia cal. Uite, vezi? Și atâi ani e bătrân. Și ne tot uitam la diverse randări, diverse mașini pe care le-au mai făcut alții la urs. Este destul de greu din punctul meu de vedere, pentru că e atât de modificat și răs modificat și paramodificat, încât e greu să mai vii cu ceva nou și să șochezi. Dar nu cred că trebuie să vii cu ceva nou, dar în sfârșit. Na. Da, în sfârșit, adică eu sunt adeptul a copia. Eu și la școală mi-e convenea să copiez. Normal, da, depinde. Și atunci, dacă ai avantajul să te... Da, dar dacă copiezi un build foarte cunoscut... Nu, stai puțin. Muncești degeaba. Da, nu neapărat să copiezi, te poți inspira. Adică ai avantajul că te poți inspira de lucruri. Adică, uite, ție îți vine o idee și zici, bă, aș face așa, wide, nu știu ce, nu știu cum. Ai avantajul că poți să vezi în realitate, adică poți să vezi la unul, la altul, știi? Bă, tu ai făcut... Ei, acum în avantajele tehnologiei poți să vezi randări. Ok, poți să faci asta, bineînțeles. Da. Am făcut-o și eu la cadet, dar nu m-am mai apucat de el. Da. Arăta bombă, ești nebun? Bombă. Am găsit o randare care, într-un final, îndeplinea și ce își dorea ea și ce puteam eu să fac, că am mai găsit nebunii, dar i-am zis nu. Ce și poți eu să faci, corect? Da. Și am modificat caroseria după roți, el având deja punțile schimbate la 5x120 fiind de fizică compact, era mai lat, cu vreo 5 cm cred că pe fiecare parte sau o treabă de asta, destul de lat. Plus roțile, okay, care erau foarte late, ieșeau mult roțile în afară caroserie și am zis hai să facem... Ce să facem? Evazări. E singura variantă. Da. A zis că M3 nu vrea care toată lumea, am abuvânit râsul. Toată lumea are cât un M3, deci nebunii mei. Unde le țineți nebunii? A zis vrea să fie ceva mai deosebit. Și atunci am ajuns la varianta asta pe care o știi tu și care va apărea într-un final la emisiune. Cu motorul a fost o discuție. Când lucram la mașina lui Pascu, cred că am luat-o într-o zi acasă, okay, în probe sau ceva. Și îmi plăcea atât de tare cum merge și cum se simte, zic, punem unul JZ, 2 JZ, orice ar fi, punem unul JZ, 2 JZ. Când am început noi să ne interesăm și să vedem cam ce prețuri sunt, ne-am mai muiat puțin, știi? Cam de la 7.000 în sus, plus, ăsta era doar motorul, la 7.000 nu-l iei și îl pui pe mașină. Și, da. Și cum căutam eu motoare pe diverse site-uri de-astea de pe afară, mi-a apărut o reclamă la niște băieți din Irlanda care aduc motoare cu un LS. Era la jumătate de preț și zic, ia, păi nu punem LS? E bun LS. Da, și l-am luat așa. L-am luat și în rate, că nu l-aveau pe stoc și au zis, okay, mai durează până ne vine containerul, poți să plătești în rate. Ceea ce e bine, da. A fost superb. Și cam în 9 luni a venit motorul. Mă, ca un copil. Da. Lucru bun la 9 luni. Da. Și a venit complet cu instalație, cu cutie. Între timp i-am făcut suporți. În ce stare e mașina acum? Are interior? Are interior, are exterior, are vopsită, are roți, are fiind, are stopuri? Faruri, stopuri, electrica, așa, înăuntru și afară mă ocup de acum în perioada asta. Urmează motorul să-l pun și atât. Adică nu, ce să-i mai fac? Ok, și nu, mai să omologhezi, să faci, să urmează să mergi pe stradă. Da. Mașină de competiție, nu știu. Asta e foarte interesant pentru că vom vorbi în episodul cu mașina. Eu o să-l fac cu ea, da. Da. Îi dai acolo, știi, culisele. Da, aia, da, da, seama că detaliile tehnice o bat rău. Nici nu contează. Nu, asta e important, ești tu acolo, îi faci, spui. Adică numai dacă vezi search-uri pe telefon, cred că am 20 de taburi deschise, tot felul de mirate, instalație electrică, piese, ce mai am nevoie, un schimbător, nu știu, piesă pentru schimbător.
Da, nu e simplu. Nu e simplu. Eu mai am o vorbă și zic că mașinile astea, din păcate, au fost construite din prea multe subansamble. Deci, bă, când te apuci să faci și să schimbi, nu se mai termină niciodată. Uite, de asta am ales ursul, pentru că ursul e mai simplist pe mecanică și destul de performant pentru simplitatea lui, știi? Și de asta sunt fan mașini vechi și... Și ce faci după ce termin ursul? Sincer, aș vrea să mă apuc de o camionetă. Camionetă? Da, mi-ar plăcea o camionetă, un pick-up. Tracțiune spate. E nebun. Deci stai puțin, stai, fă-mă să înțeleg. Stai așa, stai un pic așa. Ce camionetă? Adică, a, dai americană, cum ai arătat-o mie? Ori americană, ori japoneză. Una din... Mi-ar plăcea una mică, n-aș vrea. Pe alea japoneze ceva... mici, da, masurile alea, ești nebun. Ce să facem cu aia? Că nici nu încăpem amândoi în ea. Să pui motoreta în ea? Nu, mai bine pui motoreta în ea direct, cum au făcut aia. Și știi? Ai văzut camioneta aia de care zic eu? Are o motoretă în benă. Are o motoretă în benă și motoreta cu motorul de motoretă, da, în vârte roțile la spate. Da, da, da. Se pare tare. Știi ce zic? Da, eu am văzut-o și live mașina aia, că a fost la Ultres. Ei, și? Ai fost dezamăgit? Nu pot să zic, da. Da, e o idee. N-arată cam poze? Ba, da. Ba, da. Okay. Nu știu, nu m-a dat pe spate. Bă, nu, se pare așa, ceva făcut la băutură. Hai să ne apucăm să facem. Oamenii oricum fac, dacă trebuie la ei la garaj. Nu, mă, da, astea. Fac de fan. Fac de fan, exact ce vorbeam noi înainte, fac pentru vizualizări. Ideea e una unică, din punctul meu de vedere, eu nu mai știu să există o mașină așa. Înțelegi? Oamenii se uită pentru că e fan. Uite, sună motocicletă, merge, învârte cu roțile alea. Și stai seama, mulți nici nu înțeleg fenomenul. Dar mișto, ca și așa reclamă, să zicem, pentru atelier. Da, e chestia ta. Așa, deci tu vrei o camionetă pick-up de asta? Pick-up? Pick-up cu două locuri. Da? Și benă mare. Cine avea low trașcă? Cine își luase trașcă, mă? Își luase trașcă de asta. Nu știu dacă mai are. Avea trașcă o ceva, o chestie. Cam ăsta ar fi planul meu de viitor. Acum că e mai îndepărtat sau mai apropiat, încă nu știu. Da. Nu m-aș fi gândit niciodată la un Damas de la așa, da? Dar nu Damas, mă. E vorba vine. Tot aia e, adică toate arată la fel. Toyota sau ce mai, Datsun? Probabil. Sunt ale pe la greci, care sunt... Te-ai uitat tu așa cât e? 4.000, a? Cred că găsești. Le găsești cam lovite la greci. Da, ea nu prea... La dar n-au rugină. N-au. Adică la capitolul rugină. Bune, tine chigerie, facem, tătătă, mai îndreptăm, mai chituim, mai... Mi-ar plăcea să mi-aș plăcut să fac un hot rod odată în viața asta, un retro, un ceva, dar la modul ăla, cum trebuie făcut, nu... Da, ceva cu mecanica impecabilă, să lucească tot pe dedesubt și să fie, nu știu, ruginită cu diverse invenții pe la exterior. Eu așa văd un retro. Nu... Pe, aia înseamnă ret. Altfel, da. Nu mai e ret. Nu mai e șobolanul acolo dacă nu-i rugina, înțelegi? Adică, na. Era hot rod-ul ăla, da. Acolo s-a bani, altă distracție, alți oameni, altă pasiune, alte materiale, altă... Toată industria se leagă, sunt ateliere, oamenii plătesc, au bani. Ne lovim de un cerc vicios care există și la noi, doar că fiind la nivel mai mic. La un nivel mult mai mic, mult mai puțin pasionați, din numărul ăla de pasionați mai puțin și permit, din aia care își permit mai puțin și plătesc și vor să plătească așa sumele este respective. Și atunci atelierele nu pot fi specializate pe modificări, pentru că e foarte greu. Adică, uite, Adrian aici de față este un om foarte cunoscut în lumea noastră a mașinilor modificate și profită de chestia asta având lucrări, dar dacă el era la început și își deschidea un atelier specializat șansă pe... În primul rând, oamenii, uite, nu înțeleg conceptul ăsta de fabricator, știi? Pentru ei e tinichigiu sau, nu știu, sudor sau... Adică un fabricator trebuie să înglobeze mai multe calități, să le spunem. Da. Să aibă un pic de viziune asupra mașinii, în primul rând. Trebuie să știe și mecanică, pentru că nu poți să faci niște piese necunoscând niște detalii tehnice, doar să fie frumoase. Adică trebuie să îmbini utilul cu plăcutul, cum ar veni, știi? Să fie și arate bine, să poată și funcționeze, să și funcționeze bine, da. Na, că iarăși ajunge la discuția cu era. Eu am o vorbă, dacă arată bine, merge bine. Da. Se poate spune, da? E din asta de fan. Dar, de asta spun. Ajunge la discuția cu AirRide-ul, știi? În care toată lumea, când își punea AirRide, problema era să atingă cu pragurile de pământ. Asta era cerința, ca să zicem așa, oamenilor. Da, deși utilitatea ar fi să o poți să o ridici. Utilitatea ar fi să o poți să o ridici și utilitatea ar fi să poți să circul cu ea. Adică în momentul, în poziția în care circuli, mașina să arate decent, să nu fie wheel gap-ul atâta, să nu fie moale, să nu poată să stea pe curbe. Adică
eu înțeleg, bă, pe noi ne interesează când e parcată, mașina să arate bine. Da, am înțeles, dar mașina trebuie să ajungă acolo meargă, cumva, da. Nu? Adică nu absolut, duci pe platformă mașina tot timpul să... și așa mai departe. Dar, na, adică... Își îndeplinească funcția și atunci să te plimbi cu ea, să poate la 20 de ani, poate la 20 de ani, nici eu, nici tu n-aveam gândurile astea. Ne interesa doar cum să fie roata cât mai aproape, janta, aripa, nu mă interesează, e tare, e sar de pe... Nu mă interesează, poate în camber, nu stă pe stradă, nu mă interesează. Eu arăt, demonstrez eu ce fac eu, știi? Odată cu vârsta lucrurile se mai schimbă, mai vrei și funcționalitate, mai vrei și, știi? Adică... Nu, dar ți se demonstrează că de multe ori ai nevoie de lucrul ăla sau nu știu. Vrei să mergi cu el, să te plimbi, să te, să te bucuri de el și atunci trebuie să-l faci și util. N-ai tot timpul chef să o colești, n-ai tot timpul chef să nu iei pe acolo că e o groapă și nu poți să treci pe acolo. Eu de când am descoperit Airride-ul n-am avut problemă. Păi, n-ai cum să ai problema asta cu Airride, că, în mod normal, ți-e ridică mașina și ai niște avantaje. De-aia e reglabilă, ca să zic așa, la buton, cum e și la mine evacuarea la Toyota, nu? Când am chef pârâie, când n-am chef nu pârâie. Dacă aș putea să am la toate lucrurile așa, ar fi perfect, suspensia. Când vreau să o dau pe moale, când vreau să o dau pe tare. Ce să mai vrei? Garda la sol. Vrei 5 cm. Acolo vreau să stea. Azi am chef să mă chinui. Mâine am chef să merg lejer. Dar nu mai pot eu, că am wheel gap și se uită lumea și zice că am wheel gap, știi? Deci, na, cel mai mișto e să fie totul reglabil, dar nu se poate totul. Și atunci trebuie să existe niște compromisuri, dar oamenii trebuie să fie la curent și cu avantajele și cu dezavantajele lucrurilor respectiv, să trăiți. Și, na, să decide el singur ce e mai bine pentru el. În general, din câte am văzut eu Static for Life, îl știi pe Static for Life? Nu știu cine. Știi cine e Static for Life? Ciprian Mihai. Da. Se pare că mai e static. Dar nu mai e de ani buni. Nu mai e de ceva timp. Uh-huh. Low it's a lifestyle. Știi pe Low it's a lifestyle? Vlad. Sunt mulți care au fost ei martiri așa și le-au plăcut să tăvălească mașinile, să le rupă lonjeroanele. Și... Era de vârstă, frate. Toți am fost așa. La vârsta aia, toți mutam munții, toți consideram că ce îmi spune mie mecanic, du-te, bă, nu știi, tu lasă că fac eu, înțeleg? Cu vârsta lucrurile se schimbă. Prioritățile se schimbă. Vezi că se poate și așa și atunci zic, da, mă, frate, că nu mai trebuie să mă chinui. Adică, da, la 20 de ani aveai și timpul, aveai și, știi? Mergem unde? În Vitan. A, păi mie mi-a 3 ore. Păi eu mă duc pe acolo, da, acolo da, nu da, acum nu mai ai timp. În cap făcute. Da, acum nu mai ai timp, știi, vrei să câștigi timp. Bă, nu mai pot. Mașina aia, de ce nu mai scoți mașina aia? Nu mai am chef de ea. Adică, asta apropo cu nu mai am chef să mă chinui. Când am luat permisul de moto, de unde mergeam eu și știam gropile până acasă și așa, le-am luat pe toate. N-a existat una să nu ia pentru că le luam între roți și cu motoreta le luam fix în mijloc. Da, dar vezi tu, motoreta nu simte gropile cum simte mașina. Depinde. Ai văzut? De motoreta. Se pare? Depinde de motoreta, că a mea îți rupe spatele. Și acum Harley-ul? Și ăla? Mai ales că nu poți să te ridici în scărițe, e ceva. Da, nu știu. Eu cu motoretele în general mi s-au părut că au preluat gropile mai bine decât da, tăia mașina, cursa mai știi? Lungă amortizoarelor. Da, nu, în sfârșit. Așa mi s-a părut mie. Adică la grop care mă așteptam, mă, am mai să vecem zdrânțene dinții în gură și așa. Am trecut decent, știi? Față de mașină, știi? Dar, na, în sfârșit. Astea sunt discuții de cum le percepe fiecare și exact cum spui, și de tipul de motoretă și de tipul de mașină, da. De custom și de amortizoare și de nu știu ce. Bun. Cât costă să pui un motor? Da, vine unul și zice, bă, salut, uite, am văzut podcastul, eu am... Păi depinde de mașină. Am un Sandero și vreau... Îți dai seama când am cum să-ți dau un răspuns clar la face? Lucrul ăsta. Depinde foarte tare de mașină, depinde de motor, bineînțeles. Da. Depinde ce modificări vrei să-i aduci motorului, că mulți nu le pun și gata, am schimbat motorul și sunt mulțumit, sau... Am un urs, vreau să pun un LS, că am văzut podcastul și am văzut că ți-ai luat LS pentru urs, am luat și eu LS pentru urs, e cu tot cu instalație, cu tot, nu contează, eu vreau să-mi pui motorul acolo și să zicem să-mi faci mașina să pornească, să plec cu ea de pe loc de acolo, asumându-mi faptul că poate să ia foc, că tu nu ai zis că nu faci electrică. Deci eu mi-asum, îți semnez, da frate, dacă ia foc nu e o problemă, am semnat eu aici, e pe răspunderea mea. Tu trebuie să-mi pui motorul acolo, tampoane, evacuare, cutie, tampoane la cutie, ce-o mai fi, ce-o mai... Cred că undeva adică, între 10 și 15 mii, cred. Manoperă, de lei sau de euro? Nu, de euro. Manoperă plus piese adiționale, că nu poți să fabrici toate piesele. Corect. Mai în banii ăștia le cumperi tu? Da. Ok. Ok. Și dacă le cumpăr eu? Adică dacă vorbim doar de manoperă, adică manoperă. Tu îmi spui mie, bă, uite, manoperă. Ai nevoie de lucrurile astea, ia-ți-le. Oamenii trebuie să înțeleagă că, în general, manoperă ar trebui să depășească prețul pieselor investite într-un build, poftim.
Și știi foarte bine că așa e, că nu se întâmplă lucrurile astea la noi, e adevărat că nu se întâmplă. Dar ar trebui să mergem în direcția aia. Gen, dacă piesele costă 7.000, manopera trebuie să coste cel puțin 7.000. Ok. Acum vorbesc la modul general, că na, dacă tu ai dat... Ți-am adus acolo toate piesele, ți-am zis că am dat 2.000 pe ele, nu-ți mai trebuie nimic. Știi ce zic? Adică, știi? Poate sunt niște piese ieftine, poate eu... Știi? Poate piesele sunt ieftine, poate manopera... Okay. Uite, îți dau un exemplu. Dau un exemplu. Garnituri de chiuloasă la Toyota. scuză-mă, nu de chiuloasă, de capace tachete. Da? Da. Au fost, nu știu, 500 de lei. Da, da. Îți dau un exemplu. Piesele în sine. Da. Dar ca să le schimbi, ai zice, băi, e simplu. Desfaci șuruburile, scoți capacele, pui capacele la revedere. S-au rupt șuruburile. Da. A trebuit făcut filet. Da. Au muncit aia o zi întreagă. Ce să facă? Să-mi ia 500 de lei? Păi, n-are cum, asta spun și eu. Și întotdeauna vor apărea probleme. Acum că nu se rupe șurubul, poate să apară altă problemă. Că, nu știu, nu e bună o piesă, după aia tu stai cu mașina blocat pe elevator. Adică cumva trebuie să se echilibreze lucrurile astea. Și ca idee generală, e minim încă o dată prețul pieselor. Manopera. Minim, ok. Deci dublu prețul pieselor, să zicem, încă o dată, vedem, discuții. Între 10 și 15.000 de euro cu piese, hai să zicem 10.000 că îi le iau eu. Nu le mai tu, cât timp ar dura chestia asta? În ideea că eu, adică în ideea că eu am venit la tine cu mașina, ți-am spus ce motor am, tu să zicem, îmi spui... Dacă ai și piesele pregătite și tot ce am nevoie, zicem, dar da. Nu vă e greu să cred că există toate piesele, dar să zicem. Undeva la 2 luni. 2 luni. Ok. E repede, să zicem. Da. E repede. Păi ursul, am făcut anul de când m-am apucat de el și a fost... Nu cred că există piesă pe mașina aia pe care să nu o fi atins, nu știu, la modul atins când spun modificat. Plafonul, inclusiv plafonul, piese, plafonul și pe ăla că a avut o găurică când a, la vopsitorie, când să-i dea la filă, cea ai o gaură în plafon. Păi fă-o, păi nu vii tu să faci, nu, fă-o tu, lasă-l, vreau să mai văd. Ok. Și de asta spun, nu cred că există piesă pe care să nu fi atins, inclusiv piesele cumpărate, gen piesele aftermarket sau deja... De tuning, multe le-am modificat, le modificat și pe alea. Da, foarte bună treaba. Un an de zile mi se pare decent. Adică eu mă gândeam, știi, un an, 10.000 e bine. Păi nu e bine. Nu e, dau 10.000, dau 1.000 pe lună. Nu are cum să fie. Bun. Da, ideea e că și trebuie găsit un numitor comun și cu clientul, știi, pentru că exact cum spuneai... Da, mă, da, de cele mai multe ori așa se întâmplă. Dai seama că nu vin și arunc un preț pe masă. Vorbim. Mm-hmm. Da, e o chestie... Eu m-am lovit de chestia asta și mie mi s-a spus că am dat prețul prea repede. Zis, cât mă costă să-mi faci asta? 10.000. Și noi 10.000? Noi avem un prieten la garaj, am rămas prieten. Că s-a dus la cineva să-i monteze aerul condiționat pe o Honda. Okay. Mă rog, Honda del Sol. Da. Și a venit și la noi și ne-a cerut nou un preț, ne-a dat preț de 3 ori cât i-a cerut ăla și a venit la noi că i s-a părut că la el prea puțin. Deși el a făcea numai del Sol-uri, da. Știi? Uh-huh. Am mai întâlnit cazuri. Cât costă? Atât. A, e prea puțin, două la reprezentanță. Două la reprezentanță că n-are cum să ți-o facă bine la prețul ăla. Am mai întâlnit cazuri, da. Dar destul de izolate, adică nu e chiar așa. Nu e, adică nu aruncă lumea cu banii și nu toți vor calitate și plătesc ca să fie bine și așa mai departe. Nu. Majoritatea vor cât mai ieftin și cât mai repede. Omul și să înțelegi și ce vrea, să înțeleagă și el la ce se bagă și se înhamă, pentru că eu tuturor le spun. Nu e chiar așa, că dacă tu ai o mașină care nu ți se strică, poate într-o zi ți se strică, dar n-ai pe cine să dai vina. Dacă ție se strică mașina asta pe care ți-am făcut, tot pe mine mă suni și că mă sun la 12 noaptea, la 1 noaptea, eu ce să zic? S-a stricat. Și eu ce să fac acum? Mă duc eu să repar acum, da. Ce să fac? E, da, oamenii au, ți-am zis, e mult cu oamenii, e mult de lucru, cu scris duminica. Și cu cât fiși mai multe lucruri, cu atât riscurile sunt mai mari să se strice ceva, îți dai seama. Da, cu atât ai mai custom și cu atât oamenii care apreciază lucrurile custom. Îți crezi gradele cum ar veni, nu? Deci cu cât modifici mai mult, cu atât ești mai bine văzut, să zicem, ești mai crazy, așa. Și ai tu mai multă personalitate și ți-a plăcut ție așa și așa și așa și așa, știi? Da, uite, la urs cu roll cage-ul, am cumpărat 2 roll cage-uri și am făcut din 2 unul pentru că nu-mi plăcea niciunul cum arată. Știi ce mă gândeam? Cum facem noi un roll cage?
Cum facem noi un roll cage la o mașină, în patru uși, dar să încapă patru scaune? Că eu aș vrea, la mașina pe care o luăm de circuit, să avem posibilitatea să punem încă două scaune în spate. Păi și de ce să nu ai? Păi mă gândesc la X-ul ăla, cum îl facem? Îl facem pe lunet așa? X-ul sau nu mai facem X-ul? Sau cum facem roll cage-ul? Mașina de, la, de care vorbesc eu, BMW Serie 3 din Germania. Care are roll cage. Nu, nu pisică, nu pisică. E46. M3 sau M4, de ăsta nou. A, da? Și are roll cage și are patru scaune în spate. În spate. Are două scaune în spate. Două în față, două în spate. Eu m-am gândit, îi sudez șinele acolo, în spate, știi? Și când nu mă dau cu public, să zicem, scot scaunele, știi? Nu mă deranjează, dar problema e de roll cage. Vedem la fața locului. Măsurăm, vedem ce loc avem. Da, măsurăm. Nu e vorba de preț. E pur și simplu, mi-am adus aminte acum de problema asta noastră. Avem de la BMW. Adică am filmările din interior, vezi cum e făcut. Deci este că avem niște panouri în spatele scaunelor. Avea un X mic, dar fix între scaune. Ar trebui ceva, da. Trebuie ceva să întărească, normal, știi? Între podea și plafon. Sau să punem aici, în spatele scaunelor, un X? Nu știu. Dar poți să faci un X între partea din spate și partea din spate, mă rog. Aici găsim noi soluții de X-uri și de roll cage-uri și de nu știu ce. Mai întâi să avem mașina, banii. Ce? X-uri găsim. X-uri găsim, dar 0 după 1 n-avem. Unul avem, dar n-avem 0-uri după el, acolo e problema. Și nu găsim. Dacă e cineva care are BMW 46 330 X, fără X. Ce am cu X-ul? I. 330 I. Pe benzină, nu-mi trebuie. Coupe sau berlină și le au de vânzare. Vrem noi. Da, berlină. Noi cumpărăm. Nu-i problemă. Ne lăsați mesaje în comentarii. Dacă aveți de... Nu, una singură. Una singură. Da, nu. Una singură să facem și noi de circuit, să le arătăm oamenilor, să vedem ce costuri sunt, să vedem cum e, cât ține, ce performanțe, ce piese. Facem așa, un pic de studiu, ca să zicem așa, și testăm pe mașină, luăm și piese chinezești. De pe 30i am eu frâne, dacă vrei. Frâne, uite, vezi? Testăm și piesele chinezești, mergem la circuit, vedem cât țin, merită, nu merită, cât îmbunătățesc timpul. Da, ăsta e avantajul la BMW, că găsești tot felul de piese și mai ieftine decât la alte mărci. Noi am zis că să luăm o mașină de buget. Da. E cumva utopică, mașina e premium. Că e BMW, e din clasa premium. Dar nu am ce populară să iau, pentru că e cea mai răspândită mașină. Oamenii au construit mult pe baza mașinii. Sunt foarte mulți oameni care au dezvoltat chestii aftermarket piese, și poți să găsești tot felul de piese, unghiuri, dalea, frâne de mână și așa mai departe, scaune, roll cage, blablabla, ce avem nevoie noi pentru circuit. Și eu mi-aș fi dorit altceva mai sexy, dar sexy înseamnă bani și unicitate înseamnă bani și când mașinile sunt într-un număr și mic, piese, și stai mult după ele, că n-ai de unde. Uite, eu caut un schimbător, de fapt caut. L-am găsit, dar nu îl aduce nimeni în Europa. Păi uite, nu-ți dau eu numărul băiatului care mi-aduce mie jantele și ți-l aduce și ție? Fără probleme. Ce? Ba da, din stat. Da, mă, da. La duce, acum îl dau. Și pac, pac, îți vine cu jantele mele. Ce zic? Păi da. E în California la mine. La tine unde e schimbatul? Nu știu. La Holly. La Holly, nu știu unde au. Îl trimite acolo, îți dă omul, îmi dai link-ul, pac, pac, și rezolvăm. Sunt băieți care se ocupă de chestia asta. Sunt și eu că sunt. Am mai colaborat cu cineva, dar momentan am... Na, n-are acolo șmecheria, ca să zic așa. Vă aduce omul, vă dă prețul dinainte, cu transport, cu vamă, cu tot. Ai de plătit, dai avans, la sfârșit vin bani. Ca pe vremuri, mă, când comandam pe vremuri. Vreau, da. Să știu de la început la ce mă bag, nu să mă trezesc la vamă, stai că ai de plătit. Știu, 1000 de euro. Nici mie nu-mi place, da, păi ce fac? Mi-ai pus sula în coaste. Cum ar fi, am dat niște bani, nu mai pot să le zic la ei. Aici o discuție foarte lungă cu vămile. Cu vămile? Păi, eu am impresia că sunt niște oameni acolo puși de cineva care te gustă așa, dacă simt că poți să tragă mai mult pe tine. Da, bineînțeles. Nu există nicio chestie. Există un calculator de taxe vamale. Da, e totul foarte complicat și acolo de-aia sunt niște oameni care aduc produsele astea de acolo și noi apelăm la ei, pentru că ei au o față acceptată de oamenii de la vamă și îi vămuiesc mai puțin. Pe noi ne... vămuiesc mai mult. Ne vămuiesc cum le convine. Și atunci e mai complicat. Ca orice chestie prin România, destul de complicată, ca să nu fie transparență, ca să fie bine, ca să câștige niște oameni niște bani, ca să... În sfârșit, suntem născuți aici și
suntem învățați să ne descurcăm cu toate lucrurile. Așa am ajuns la castă. Așa ai ajuns la castă, da. Ne descurcăm. Da, învățându-ne să ne descurcăm. Așa am fost. Eu de-aia am învățat foarte, foarte multe lucruri, ca să nu depind de foarte mulți oameni, să nu mă, să nu mă iau cu cap. Da. E complicat când depinzi de oameni și oamenii te fac adică de râs. Adică cu vopsitul, știi cum a fost, am dus mașina și asta acum spre finalul, spre zilele noastre, că înainte mă lua cu stomacul, îmi venea rău, muream. I-am zis, ți-o las, când e gata mă suni. Nu, nu mai pot. E greu, da, e greu. E greu, e greu, e greu, dar uite, viața te învață, viața te liniștește, înveți că se mai poate face, se mai poate repara, adică nu trebuie să iasă bine din prima, nu trebuie să fie totul impecabil. E ok, viața te învață. Eu așa am învățat pe pielea mea și eu înainte credeam că să fie perfect. Da, am văzut eu la ăia. Tuf, tuf, tuf. Acum că mi s-a tras chitul aici și am 600 de euro în buzunar că n-am mai schimbat haionul, parcă n-am o problemă că s-a tras chitul acolo. Și oricum îl vezi doar tu. Da, sunt situații care văd și alții. Nu am eu vreo super putere, dar totul ține de, cum să spun eu, de bani, știi? Adică dacă vrei, cum să spun eu, super calitate și ești super pretențios, trebuie să super plătești. Da. Dacă nu super plătești, ești cumva un jucător de noroc care la anumite ateliere poți să primești niște lucruri mult mai calitative. Da, poate să iasă bine așa că ai avut noroc. Da, decât ai plătit. Și la altele poate să iasă mult mai prost decât ai plătit. Dar eu le spun tot timpul clienților mei, pretențioși, că din punctul meu de vedere și așa cum știe lumea, cel mai bun loc ca să repari este reprezentanța. Că așa e pe hârtie, nu? Unde te duci? La reprezentanță. Că ăia da, acolo e bine pentru că dacă ai o problemă te duci cu foaia. Să zicem. Asta nu înseamnă că e... Ce face? Întrebări? Da, imediat. Ăștia, nu mai au răbdare ăștia, regia. Nu știu cât am. Stai niște. N-am multe întrebări, ok. Adică așa, după, cum să spun eu, neexperiența de service, că eu le spun oamenilor că mulți n-au experiență de service, că nu s-au lovit, normal, n-au fost în 17 service-uri ca să vadă cum e treaba. Fără experiență de service, crezi că la reprezentanță e cel mai bine și cumva e corectă gândirea că zici, bă, ăia sunt tata lor, nu? Acolo e și scump. Ei, eu am avut situație când m-am dus să schimb uleiul la cutie, la un Opel și a zis, noi nu facem. Păi, dacă voi nu faceți, că sunteți Opel reprezentanță, am Opel, am venit în reprezentanță Opel, da. Dar nu facem. I know. Și cine face? Nimeni. Mamă, Dumnezeu. Da, deci asta e partea de neexperiență. Așa te duci la reprezentanță. Și eu le spun clienților, dom'le, dacă aveți pretenții foarte mari, mergeți la reprezentanță. E, cât costă acolo piesa, nu mai zic, cât costă la mine. Eu tot timpul am zis că trebuie să ne adaptăm pretențiile la prețul cerut. Prețul cerut îl compari și tu cu ce e în piață, dându-le cât cer pe o piesă, mă, atâta. Reprezentanță, cât cer mă pe o piesă, atâta. Daniele, cât cer mă pe o piesă, atâta. Hai mă să vedem. Păi, da mă, de bani ăștia mie îmi convine, adică știi ce zic? Da. Na, acum, repet, pretenții și așa, e simplu să le ai, dar e mai greu să le și întreții, ca să zic așa, că costă bani. Hai să mergem la secțiunea de întrebări. Nu sunt multe, că nici n-am pus de mult, dar ai multe de la prieteni, cred. Probabil. Și o să le și citesc numele ca să-i știi și să le faci cu 10% în plus. E vorba de preț, știi ce zic? Alex Mili te întreabă, ce produse folosește pentru mustața aia fabuloasă? Nu știu că am un raft întreg și în fiecare zi aleg altceva. Ok. Dacă ne dă detalii și despre roz și dacă o să fie video și cu rozul. O să fie. O să fie, am dat și detalii în podcast, deci deja dacă ați ajuns aici, le-ați auzit. Mă ajuți să-mi pun motor de BMW pe Dacia 1310? Răspunde tu și după aia vreau să răspund și eu la întrebarea. Nu. Nu. Eu dau mai multe detalii și eu aș spune așa. Să te ajut să pui motor de BMW pe Dacia 1300 înseamnă că aș face muncă gratis. Că asta înseamnă să te ajut. Bă, mă ajut și pe mine să care camierul ăla la etaj. Da, nu înseamnă că te și plătesc pentru asta, înțelegi? Dacă puneai întrebarea cât mă costă să pun motor de BMW pe Dacia 1300, poate răspunsul era altul și nu mai primeai un răspuns de nu, înțelegi? Deci răspunsul la Adrian rămâne nu. O părere despre utilizarea țevilor de oțel aluminizat la evacuări. Cu ce s-ar suda cel mai bine? Cu Micmac. Micmac. Ok. Da. Nu-mi place. E un material de rahat. Da. Deci, prima întrebare este o părere despre utilizarea țevilor de oțel aluminizat la evacuări. În primul rând, denumirea mi se pare proastă, că nu poți să combini oțel cu aluminiu.
Asta nu știu. Eu nu știu. Nu știu nicio metalurgie, dar okay. Mi se pare absurd. Ok. În al doilea rând sunt zincate ele și pe interior și pe exterior, cred, țevile alea. Doamne, și fac un fumălău și o sudură atât de proastă și de urâtă încât... Ok. Da, nu, nu-mi place. Nu-ți place ție. Cu Micmac... Mag s-ar suda. Nu, e, cred că, varianta cea mai ieftină de țeavă de pe vacuri. Ok. Te întreabă Barbă, what the fuck, ce mai faci? Ce să mai fac bine? Rareș Manolache te întreabă dacă te mai mănâncă barba din când în când. Da, de-aia am tuns. Da, e tuns. Ok. Asta cu barba e o chestie de răbdare. Din punctul meu de vedere, oamenii care au barbă lungă, mare și așa mai departe. Am avut, dar de ce crezi că am tuns-o? De ce? Din pasiune pentru mașini, pentru că mi-agățam barba cu flexul. Și am zis, nu, vreau să mă agăț. Era, ai văzut. Și a fost mai lungă. Dar nu te jena, mă, frate? Adică nu îmi plăcea, te doare eu am fața, vrut, nu te doare fața. Și am vrut, scuze, am vrut mustața, am ajuns la forma asta pentru că nu s-o purtam în gură. Eu am vrut să fie... Mustața cu tot cu barbă, înțeleg, okay. Să am barbă mare cu mustață și așa. Dar pentru că acum mustața e în plan principal, am mai scurtat barbă. Mm-hmm. Dar nu, repet, eu dacă îmi las barba cât a ta, da? Mă doare fața, frate, mă doare. Nu, știu că o am. Da? Da, de asta zic că, știi, ăștia cu barbă sunt niște oameni cu răbdare. E ca un membru în plus. Cu... Adică... Da, sunt, nu știu, adică... Nu-l simți. Pentru mine așa mi s-a părut. Greu, partea de barbă, așa. Acum, zi, mai am eu niște întrebări. Zi, legate de sudură. Nu e periculoasă? În ce sens? Sudura. Păi uite, mulți spun că... Emite radiații, da. Asta zic, da. Emite radiații, inclusiv vârfurile de sudură, cel puțin ce folosesc eu, sunt și fără, sunt radioactive. Ok, și? Și atât. Mor mai tânăr, nu știu. Da? Ok. Mă protejez? Cum să mă protejez? Mască, mânuși, nu-mi pun șorți, că nu... Dar nu sudez atât de mult, adică mai mult tai decât sudez, ca să zic. Ok. Deci ar fi mai periculoasă pentru oamenii care o fac industrial, să zicem, care stau de la 8 dimineața la 6 seara cu aparatul. Care asta fac, sudează. Frate, eu nu sunt sudor. Ok. Lumea confundă. Să fii sudor înseamnă să cunoști foarte bine materialele și să faci doar asta, adică să sudezi de dimineață până seara. Ok. Eu am, într-adevăr, poate sudez mai bine decât alții, pentru că mi-a plăcut să iasă și să arate bine, dar atâta tot. Nu. Da, mă declar sudor. N-am nicio școală în domeniu. Și partea, eu am văzut eu oamenii ăștia care sunt așa pasionați cu lucrurile, să facă bine, gen Dandu, că iarăși vorbesc de el, adică băiatul ăla, în afară de faptul că repară mășile foarte bine, totul arată foarte bine și casa arată foarte bine. Și sculele. Adică îi vezi că, cum să spun, sunt pasionați de... Nu poți să faci ceva frumos dacă nu ai... În orice domeniu. Asta dacă clar, nu ai pasiune. Cred asta clar. Tu ai spus mai devreme. Asta clar, dar se vede pe oameni, știi? Că la el nu e doar despre mașini. La el este despre a face lucru bine făcut, știi? Adică și tu faci mobilă de bucătărie. Am făcut, da, tot așa că mi-a plăcut. Și am avut o perioadă în care mă gândeam serios să mă apuc doar de asta. Mm-hmm. N-am putut să le fac pe amândouă. Mă gândeam să renunț de tot la mașini pentru clienți și să fac doar pentru mine, salut, eventual. Și să fac mobilier. Din ăsta, custom. Custom, gen. Da. Din fier forjat, fier făcut. Am luat cu altele și am rămas tot la mașini. Da, mă, aici, de asta spun, că oamenii ăștia care sunt așa, cum ești tu, cum e Dandu, cum mai sunt mulți, nu așa, sunt pasionați de a face lucruri bine, știi, să spun eu, să-l satisfacă pe el. Așa este. Lasă partea de financiar. Uh-huh. E și aia normală, trebuie să mănânc, trebuie să trăiesc, trebuie să plătesc întreținerea, trebuie să cumpăr copilului, am nevoie de bani. Sunt un rău necesar, dar nu despre asta e vorba. Da. La mine, adică la tine, la mine, da, nu e cazul, nu. Eu nu sunt așa, să nu credeți. Dar la tine... Banii sunt... Partea a doua... Sunt o unealtă, cumva, da, adică să satisfaci, da. Trebuie să-i ai ca să poți să trăiești. Să poți să te duci a doua zi la muncă, ca să te bucuri de ceea ce faci. Munca ta este, adică satisfacția ta nu e financiară, este... Nu, niciun caz. Când vezi produsul gata făcut și îți place ție. Mă încântă, să-mi placă mie, da. Na, adică e un pic greu. Când e și clientul mulțumit și rare ori nu e,
Da, e încă o satisfacție. E și mai bine că, îți dai seama, lumea apreciază. Mamă, ia uite ce tare. Da. Nu știu, se duce mașina la evenimente. Oameni, da, mamă, da, da, ce tare e mașina. Normal că îți crește inima în tine, știi, și așa. E greu. E greu că aici e ca la modă, cu gusturi, cu discuții, cu... Da, și gusturile fiecare sunt tot felul. Fiecare cum o vede, da, fiecare... N-am nimic cu nimeni. Fiecare e liber să se exprime cum își dorește. Oamenii aleg ei ce le place, ce nu. Am avut în viața mea niște mașini pe care toată lumea le iubea și eu nu le înțelegeam, nu-mi plăceau deloc, dar uite, oamenii, mamă, ce tare e, mi se părea o banalitate. Mașina mea mi se pare foarte tare și oamenii am zic că nu e. Apropo de asta, știi? Adică, apropo, na, de asta, dar nu am vândut Loganul ca să-mi iau. Logan, bun, nou. Da? Ca să-i urs. Ca să-mi iau urs, să mă chinui cu el, să da, rămân în pasaj la Unirii. Ce vrei, mă, frate, mașinile vechi? Nu era distractiv, mă urcam în el, mergeam din punctul A în punctul B. Așa, da, asta mai scârție, mai bun, că ne mai... Are, asta are am suflet. Ce să repar la el. Are suflet? Aia n-avea suflet, cam așa sunt, cumva, știi? Cu toate că, să nu credeți, mașinile n-au suflet, doar niște fiare. Da, da, da. Nu, stați cu... Nu sunt nicio de părere că mașinile au suflet. N-au. N-au niciun suflet, n-au nimic. Poți să scriezi într-adevăr amintiri cu ele sau nu știu să... Bineînțeles. Poți să-ți aducă de unde și vorba din bătrânii iarăși. Cu mașina ai două bucurii, când o cumperi și când o vinzi. Asta e vorba lui Ciutacu. Două bucurii, când o cumperi și când o vinzi. În rest, nu mai probleme. Trebuie să fac aia, n-am aia, s-a aprins begola, trebuie să-i fac RCA, trebuie să-i bag benzină, trebuie să-i fac ITP, trebuie să, plus o grămadă de întreținere, că sunt niște lucruri foarte complexe, exact cum spuneam, sunt construite din foarte multe, da, subansamble și au nevoie de întreținere. Această întreținere, în general, nu se cunoaște modul corect de a se face. Mulți consideră că e proastă mașina aia, că s-a rupt, nu știu ce, dar noi n-am reglat, da, niciodată, exact, că noi nu știam că trebuie reglat. Asta se întâmplă la Toyota. Și așa mai departe. Multe, multe, multe. Și oamenii nu știu, nu iau, adică eu știu din vânzări, când livram mașinile, le spuneam oamenilor că au un manual de utilizare, care e tradus în română și pe care eu le recomand să-l citească, pentru că eu le fac o prezentare aici a mașinii, dar nu pot să le spun toate, da, lucrurile despre mașina asta, că însemna foarte mult timp. Nu cred că-l citea cineva. Îți dai seama, manualul de utilizare. Mulți mă întrebau dacă ambreiajul e tot în stânga. Dar de asta spun, adică nici noi nu facem ce ar trebui să facem, ne e mai ușor să dăm vina pe alții, să dăm vina pe mașini, e mașina proastă, s-a stricat. În ultima perioadă mașinile au devenit mai consumabile, nu mai sunt, adică înainte că... era bătălia asta, fiecare să facă una care să dureze mai mult și să, da, fie, da, mai rezistentă și așa. Lucrurile s-au schimbat, pentru că... Adică poți să mai dai și vina pe mașini. Poți să mai pe dai producător. Și vina. Da, poți să mai dai și vina pe mașini. Zi, aseară mă uitam la un reel cu actorii din 90. Ce frumoși erau oamenii aia, ce bine arătau, Kevin Costner, toți aia, prezentabil, frumos, așa. Și erau niște comentarii acolo care spuneam, cu ce am greșit de am ajuns aici? Da, ce am făcut greșit de am ajuns aici? Păi am făcut greșit faptul că ne-am dat seama că nu era bine așa cum o făceam mai de mult. Pentru că economia de piață ne împinge să facem niște mașini de unică folosință, ne împinge să scoatem bani din buzunar, să cheltuim mult ca să putem să trăim cu toții aici pe pământ. Și atunci lucrurile s-au schimbat. Așa cum spun, tot din experiența de vânzări, în certificatul de garanție al mașinii Volkswagen scrie că durata de viață pentru care Volkswagen garantează calitatea mărcii este de 7-8 ani. Deci dacă aveți o mașină care e mai veche de 8 ani, mașina aia nu mai e ce zice mașina aia, exact, că e. E cu totul și cu totul altceva. E deja pe datorie. Da, deci sunteți pe plus, cum ar veni. Dacă ați luat mașina nouă și v-a ținut mai mult de 8 ani, sunteți pe plus, dar dacă mașina scârție, face, aprinde becuri și așa mai departe, Volkswagen, cel puțin Volkswagen, nu mai garantează că aia este o mașină. Volkswagen este cu totul și cu totul altceva. Termenul de valabilitate al mașinii s-a depășit. Acesta a fost podcastul. Ai tot întrebare? S-a terminat, s-a dus timpul, îmi pare rău, Marius. Marius nu mai are întrebare. Zi-mă. De ce nu faci păi cursuri, da, de sudură? Da. Exact de asta, pentru că nu sunt sudor. Adică, ca să, okay. Și au venit câțiva la mine, de pe internet mi-au scris, bă, poți să vin și eu pe la tine pe la atelier, stau, da, acolo, te ajut, nu știu, da, fac curat, ceva. Da, vino. Vino, da. Da. Au venit o zi, n-au mai venit. Probabil că n-am eu nici talentul ăsta de profesor. Eu cred că oamenii... Îți trebuie un anumit talent. Nu cred. Maică mea este cred. Învățătoare și o văd, adică știe cum să se comporte cu copiii. Da, mă, da. Aici discuții total diferite. Deci, la școală. E la școală. Toți temele, da, plecăm din același punct. La școală. Avem un profesor care trebuie să ne învețe lucruri. Meseria. E o chestie psihologică simplă. Meseria. Adică... Se fură. Meseria. Așa este. Eu se am furat-o și știi de la cine? A. Cel puțin pe partea de mecanică și pe sudură și pe structuri și rezistențe și chestii. De-astea de la Ilie Baubau. Vezi? Deci,
cum să spun eu, meseria... Mă duceam la el și întrebam de ce faci tetul ăsta, că știi că era cu tetul. Nu știa să-mi spun. Știa de ce face, dar nu știa să-mi explice, okay, pentru că da, nu avea așa fac, capabilitatea așa, asta, fac eu, așa fac eu, da, faci tu ca mine, da, dacă vrei și aia e. Făcea gât de pelican, îi spunea el, niște ramforță din astea pe contrarii, pentru nu știu ce Mitsubishi. Nu știa de ce, el știa, nu știa să explice sau să te facă să înțelegi. Trebuia să-ți dai tu seama, să stai să-ți pui mintea la contribuție, ceea ce te ajută. Deci, da. De ce face lucrul ăla, știi, și la ce folosește. Și după aia, într-un final, mi-a explicat că mașina trebuie să lucreze botul așa, dar n-are voie să lucreze așa. Înțelegi? Okay. Atâta știu să-mi explic. Okay. Deci, ca să revenim la ideea cu meseria, se fură. Aici nu e ca la școală, din păcate. Partea de, cum să spun eu, pe care tu o plătești în general, la meseriași, ca să le furi meseria, să stai pe lângă ei, este partea de ucenicie. Care partea de ucenicie e nasoală. E nasoală că e ca în armată. Înțelegi? E ca în armată. Da. E o fază a vieții tale care te călește. Și dacă tu nu reziști la treaba aia, înseamnă că meseria asta nu e pentru nu tine. E pentru tine, da. Și atunci, da, și eu la service, am avut băieți care au venit și au zis, doamne, eu trebuie să fac practică aici la tine la service, că să iau niște hârtii, să nu știu ce. Dar eu vreau să învăț. Vino, frate, nu e nicio problemă. Nicio problemă, vino. Dacă tu mă ajuți pe mine cu lucruri și ești productiv și pentru că te am aici, eu fac niște lucruri mai repede, îți dau și bani. Dau și bani, nicio problemă. Dacă doar stai pe lângă oamenii ăștia și o să te trimită să le iei cafea, o să te trimită să le iei țigări, asta e viața. Lor. Asta e viața. Și înveți lucruri și nu-mi strici chestii, nu trebuie să-mi dai niciun bani, vino, fă-ți treaba. Om a venit o zi, după care n-a mai venit. Da? A venit după 3 luni și a zis, însemnești și mie hârtiile. Și mi-a zis așa, fii atent. Dacă îmi păsa de tine, nu ți le semnam. Dar pentru că nu-mi pasă de tine, ți le semnez. Da, ia-le, da, și du-te și fă-ți treaba, liniștit unde ai treaba. Așa e. Dar partea de meserie, așa se învață. Dacă oamenii aia au plecat de la tine... Pentru că meseria este foarte grea, adică te lovești de niște lucruri, uite, cum sacrificii, stai până noaptea, târziu, că nu știu, ai în momentul ăla și inspirația și toate... Nu-ți ți se aliniază toate acolo, planetele, da, nu-ți vine să pleci, și trebuie să termin să lucrul ăla. Bineînțeles, că dacă nu-l termini atunci, dacă mâine tu ești de la, va fi stai altceva. Cum să mai beau o cafea. Eu așa lucrez, adică eu lucrez foarte relaxat, să mă înțelegi, dar am momente când trag atât de tare încât mi-acopăr părțile alea în care sunt relaxat. E plăcerea ta. Da. Nu te pune nimeni să stai până la 12 noaptea. Da. Pur și simplu. Și de asta spun. Oamenii care vor să învețe meserie trebuie să o fure și trebuie să accepte faptul ăsta de ucenicie. Așa funcționează partea de serviciu. Da. Nu vă convine, nu vreți, mergeți la cursuri, plătiți. Poate nu să învățați aceeași meserie pe care o învățați dacă sunteți acolo în serviciu. Poate să învățați una mai bună, habar n-am, nu știu eu, măsură să vă spun. Dar, cu o mică paranteză de 5 minute, vă povestesc despre experiența mea cu Ilie Baubau, vrei să zic? Când am avut un Opel Astra Bertone Turbo și nu mi l-a reparat nici în Germania, nici în România, nimeni, nici la reprezentanță decât Ilie Baubau. Da, da, pentru că mașina a venit din Germania cu check engine-ul aprins, în Germania s-a pus pe tester și... Trebuie să știți că nu întotdeauna testerul vă poate salva. De ce? Pentru că problema mea era pe tester arătată ca o problemă la sonda lambda. Adică eroarea era de sondă lambda. Da, mă, da, toți de eroare de sondă lambda, dar n-are ceva, benzină sau aer. Atât deci, de simplu e treaba. Toți experții mi-au zis, nu, sonda defectă. Păi am schimbat-o în Germania. Sonda defectă. N-are cum, nu mai schimb încă o dată. Am schimbat-o odată. Sonda defectă. Până când am ajuns la Ilie, care mi-a obturat admisia debitmetrului, ca să zic, un capac de debitmetru nou pe care l-a tăiat în mijloc o gaură mai mică și a zis, dă o tură, acum cum trage mașina? Mamă, e rachetă. Trebuie debitmetru. Atât de și simplu. Și prea mult aer. Atât de simplu, înțelegi? Deci de asta spun. Sunt oameni care au învățat meserie, care acest Ilie nu a fost la facultatea de Opel și l-a de învățat. Aveți că avea cărți acasă, Steve. Sunt ferm convins, pentru că atunci când ești pasionat, exact cum ți-am zis, cauți tu singur. Nu, știi? Cauți tu că vrei probabil să înțelegi. Probabil și din garda veche n-avea acces internet. Păi unde internet, să... unde YouTube, cine făcea că, nu știu ce. Am stat eu pe YouTube cu mașini, cu face, pâc-poc, n-am găsit. Eu ți-am mai zis, e nimeni, adică foarte puțin cei care rezolvă o problemă și scriu, uite așa am rezolvat. Da, pentru că în momentul puțin. Care au rezolvat-o, nu mai intră să scrie normal. Acolo. Că și-au văzut saci în căruță și bun. Asta a fost, vă mulțumim, share, like și subscribe. Mulțumim OMV că ne susțineți în aceste materiale. Mulțumim lui Adrian că există. Mulțumesc și că a venit și el la podcast. Dacă aveți nevoie să apelați la serviciile lui, îl găsiți pe Facebook sau Instagram cu Adrian Mihai. E atât de simplu, dacă nu, tot nu-l găsiți, dați coment aici la YouTube că vă dau eu link-ul contului și să sperăm la cât mai multe mașini modificate și motociclete. Mulțumesc. Custom și să fie bine, să fie rău.